Peter Cheney. Nu poți păstra restul. Citește Carmen Dumitriu. Capitolul 1. Bani ușor. Ceasul chinezesc de pe policioară a bătut 7. După o ploaie scurtă, o rază de soare de mai își făcu loc printre draperiile grele de catifea, se așeză oblic pe canapea, stătu un moment neconsolat în dormitorul scump mobilat, apoi, parcă descurajată, dispăru, cedând locul unei noi averse. Ușa dintre camera de zi și dormitor se deschise încet. Apăru întâi capul roșcolvan al lui Effie Thompson, urmat apoi și de restul. Se opri în ușă, cu o mână în șold, și ochii verzi întredeschiși, cercetând camera dezordonată, observând șirul de pantaloni, haină, vestă, cămașă și câte altele care zăceau între ușă și canapea. Oftă. Se mișcă încet prin cameră, adună hainele, le împături și le așeză pe un scaun. Pe canapea zăcea Callahan, întins cât era de lung. Purta un short și un maieu de mătase verde ca marea. Într-un picior avea un ciorap de mătase albastră și un pantof bine lustruit. Pe celălalt avea doar o bretea agățată de degetul cel mare. Mâinile erau încrucișate pe burtă, dormea adânc și liniștit. Umerii largi, ce acopereau aproape toată lățimea canapelei, accentuau talia subțire și șoldurile înguste. Fața era subtă și pomeții accentuați o făceau să pară și mai lungă. Părul lui negru era ciufulit. Pe podea, lângă canapea, era o sticlă mare de apă de colonie, pe jumătate goală și cu dopul lângă ea. Effie Thompson puse dopul la loc și privi spre fața lui Callahan. Se uită la gura lui. Se întrebă de ce naiba o intrigă atât de mult această gură. Callahan mormăi în somn. Ea ieși din cameră închizând încet ușa. Traversă camera de zi pentru a ajunge pe coridor. Le duse la lift și coborâ 2 etaje până la birou. În timp ce mergea, pe coridorul care ducea la intrarea principală a biroului, se întrebă de ce era Callahan Bat. Bănuia că era o femeie. La Callahan orice începea sau se sfârșea cu obeție. Se întreba dacă acum era începutul sau sfârșitul a ceva sau cuiva. Printre dinți mormăi un cuvânt foarte urât. Nichols stătea în camera lui Callahan cu scaunul răsturnat pe picioarele din spate. Fuma un Lucky Strike și făcea cerculețe cu fumul de țigară. Nichols era lat în numeri, dar cu tendință de îngrășare în talie. Avea fața rotundă și simpatică, ochi inteligenți, pătrunzători. Când Effie Thompson trecu pe lângă el, în drum spre biroul lui Callahan, el începu să cânte You Got Snake's Hips, ai șolduri de șarpe. În același timp, cu o viteză uimitoare, își roti scaunul și încerca o palmă în joacă spre porțiunea cea mai proeminentă a anatomiei ei. În chiar la timp, ea făcu un pas într-o parte și spuse Ascultă, canadian a furisit, ți-am mai spus să-ți ții mâinile pe acasă. Într-o zi am să-ți trag una la țurloaie. Nichols oftă. Ai, puicuțo, zise el jalnic, fii înțelegătoare. Ce, nu mai poate omul să te plesnească, așa, din când în când? E firesc, nu? Ea se așeză la birou și începu să ordoneze grămada de hârtii. De ce e firesc? Întrebă. Ochii verzi priveau supărați. Nichols pescui în buzunarul hainei și mai scoase o țigară pe care o aprinse de la mucul celeilalte. Apoi, cu țigara spânzurată în colțul gurii, scoase un oftat care ar fi trebuit să sune tragic, dar sună ca o balenă ce iese la suprafață după aer. Orice tip are slăbiciunile lui, drăguțo, zise. N-ai învățat încă. Adică, orice tip normal, vreau să spun. În regulă. Așa că slăbiciunea mea sunt șoldurile. Eu umblu după șolduri. Întotdeauna am umblat și am să umblu după ele. Adică, așa, pe scară mare. Își mută țigara în celălalt colț al gurii. Unii flăcăi cred că gleznele sunt totul, continuă Nichols aproape visător. Alții, fața. Sau o pieptănătură elegantă. Sau aliura. Sau o exprimare îngrijită. Da, pentru mine sunt șoldurile. Și o să mă ridic să spun lumii ăștia strâmbe că, dacă e vorba de șolduri, toate damele pe care le-am întâlnit sunt ca niște pietricele pe lângă o stângă în comparație cu tine. Și am să-ți mai spun ceva. Chiar înainte de a muri, tot am să o fac și apoi am să crăp fericit. Ea își puse la loc o șuviță de păr roșu și zise, Nichols,
Niciodată n-am auzit pe nimeni vorbind atâtea prostii ca tine. El rânji. Da, zise el. I-auzi. Poate că nu te-ar deranja dacă ar face cineva cu condiția să fie cine trebuie. Cum ar fi Slim? Ea se înroși și aruncă o privire supărată. El făcu un rotocol de fum. Ia zi, ce face băiatul? Întrebă. Nu-și a venit în fire? Sfore de se cutremură casa, zise Effie. Hainele sunt împrăștiate peste tot. Cred că a făcut o lată azi noapte. A folosit jumătate din sticla de apă de colonie. Nichols încuvință. Înseamnă că a tras o zdravă în mămăsea azi noapte, zise. Zdravă? Și a fost vesel ca un cintezoi. Ea închise un sertar cu zgomot. Apariția unei noi prietene sau dispariția uneia mai vechi, zise. Se uită la Nichols, care rângea răutăcios. Ești cam curioasă, nu? Drăguță, zise. Eu nu știu nimic. Slim nu vorbește cu mine despre dame. E un tip foarte închis. Da, reține. L-am văzut cu vreo două numere grozave. Și totuși, așa ceva nu te-ar interesa pe tine. Nu, scumpo? Ea se împurpură. Bineînțeles că nu, zise. Unul dintre telefoanele de pe biroul lui Callahan zbârnui. Ea ridică receptorul. Da, Callahan Investigation. Îmi pare rău, domnule Lane. Toată ziua am încercat să dau de domnul Callahan să vă sune. Nu, acum are o întrunire. Nu îl pot deranja. Îmi pare foarte rău, dar chiar acum încheie un caz foarte important. Doriți să vorbiți cu primului ajunct, domnul Nichols? Mulțumesc, domnule Lane. Așteptați un moment, vă rog. Îi dădu receptorul lui Nichols. Își mută țigara în celălalt colț al gurii și își înclină periculos scaunul. Domnul Lane? Windermere Nichols. Ce vă putem fi de folos, domnule Lane? Înțeleg. Da, vă urmăresc. Păi, cât valorează marfa? 100.000. Nu mai spuneți. Deci, domnule Lane, lăsați-mi numărul de telefon și domnul Callahan vă va suna imediat după ce se termină conferința în care este acum. Sigur. La revedere. Îi aruncă receptorul lui Effie Thompson, care îl prinse ușor și îl puse în furcă. Se ridică. Surioară, se pare că se profilează o afacere mare, zise. Fă-ți drum la Slim și trezește-l. Trebuie să vorbesc cu el. Telefonul zbârnâi iar. Ea ridică receptorul. Nichols auzi vocea lui Callahan, bruscă și destul de acidă, venind din apartamentul de deasupra. Effie spuse. Mă bucur că te-ai trezit. Am urcat și m-am uitat la tine. Da, mi-am spus că viața mea n-ar valora prea mult dacă te-aș trezi. Nichols se ridică și lua receptorul din mână. Bună, Slim, zise. Știi, ceea ce vrea ea să spună cu adevărat este că tocmai trebuia să vină să se uite la chiloții ăia ai tăi de mătase verde. Da, o face să se simtă bine. Da, să nu-i spui că am zis-o eu. Hei, vrei să discutăm afaceri? În regulă. Urc la tine. Bine. Închise telefonul. Zice să telefonezi jos. Te aducă un ibric mare de cafea. Foarte fierbinte și foarte tare. Apoi poți să te duci acasă, surioară. Poate într-o seară când nu sunt ocupat, mergi cu mine la un film. Be, dracu, zise Effie. Crezi că m-aș lăsa pe mâna ta în întuneric? Nichols rânji. De ce nu, scumpă? Zise. În întuneric sunt fantastic și, oricum, sunt la fel de periculos și la lumina zilei. Mi-aduc aminte de o damă din Minnesota. Telefonul zbârnâi iar. În timp ce se îndrepta spre el, i-a zise. M-aș duce sus dacă aș fi în locul tău. El este și este foarte prost dispus, din câte îl cunosc eu pe Mr. Callahan. Poate că ai dreptate, zise Nichols. Se îndreptă către ușă. Iar Effie se adresă telefonului cu o voce stăpânită și calmă. Da, Mr. Callahan, da, tocmai a plecat din birou, urcă, și eu am să telefonez jos după cafea. Mai doriți ceva? Bun, noapte bună. Callahan ieși din baie și, stând în fața oglinzii, încerca atent o cravată de mătase neagră. După aceea își puse un smoking cu revere duble și se îndreptă spre dulapul din colț. Scoase o sticlă de whisky, o carafă de apă și două pahare. Turnă niște whisky. Bău patru degete pe nerăsuflate și apoi sorbi niște apă. Veni și Nichols și se servi. Callahan zise. Care-i povestea, Wendy?
Își aprinse o țigară, inhala adânc și începu să tușească. Nichols spuse, un tip, avocat, pe nume Lane, a încercat să dea de tine toată după amiaza. Firma se numește Lane, Narcot, Fallons, Tripp și Lane. De avocați buni, lucrează pentru o mulțime de granguri. Lane ăsta este șeful. Cazul este un furt. Cineva a subtilizat diamante de primă mână, în valoare de vreo 100.000 de lire, de la un tip din Devonshire. A fost și poliția pe acolo, dar nu par mulțumiți. Nu știu alte detalii. Vor să te ocupi tu de afacere. Lane vrea să te vadă. Am spus că să-l sun tu. Așteaptă la el la birou. Este pe Green Street, chiar la ieșirea din parc. Callahan se uită la ceas. Era 8. Sună-i și spune-le că mă duc chiar acum, zise. Ajung la ei 10 minute. Și tu stai pe jos, în caz că am nevoie de tine. Nichols încuvință. În timp ce se ridica, sună telefonul din casă. Răspunse. Callahan se uita pe fereastră. Nichols puse mâna pe receptor. Este o tipă, zise. Numele ei este Van Dane, Miss Van Dane. Spune că are impresia că firma lui Lane a încercat să ia legătura cu tine. Zice că vrea să te vadă urgent. Ce să-i spun? Callahan rânji. Ciudată treabă, zise. Fixează-i o întâlnire mâine, oriunde vrea, dar să fie la Londra. Nichols vorbi la telefon. După ce închise, zise. E în regulă. Zice să o aștept la clubul lui Ventura, lângă Shepherd Market, la ora 10. Callahan aprinse o altă țigară. Cum ți s-a părut? Întrebă. Nichols rânji. Își flutură mâinile visător. Avea o voce slim, zise. Știi, muzicală și plină de promisiuni de răsplată și toată povestea ca la Omar Khayyam. Nu mai spune, zise Callahan. Windy, încep să devii poetic. Da, zise Nichols. Uneori îmi place, dar mă cam alint. Sunt mereu poetic când nu trebuie. Și când ar trebui să revărs poezia, mă trezesc încercând să ating o tipă și primesc un perdaf. Se ridică. Te aștept jos în birou, zise. Poate vii mai târziu. Callahan încuvință. Își puse o pălărie moale neagră și ieși. Când ușa dormitorului se închise, Nichols întinse mâna după sticla de whisky. Callahan deschise ușa. Pune-și ceva de băut, Windy, zise. Rânji. Nichols înjură încet printre dinți. De ce dracu n-am așteptat? Mormăi el. Domnul Lane, de la firma Lane, Narcot, Fallons, Tripp și Lane, era foarte subțire și foarte demn. Îmi părea aproape un ascet și nu la largul său. Callahan, așezat într-un scaun mare de cealaltă parte a biroului avocatului, și-a prins o țigară cu o brichetă de aur. Lane spuse, cred că este un caz extraordinar, Mr. Callahan. Callahan rânji. Am înțeles, zise. Când se fură bijuterii în valoare de 100.000 de lire, este treaba poliției, nu a unui detectiv particular. Se uită la avocat. Este evident, nu-i așa? Întrebă. Lane încuvință. Își împreună vârfurile degetelor și îl privi pe Callahan pe deasupra lor. Spuse. Mr. Callahan, cred că ar fi bine să vă spun toată povestea de la început. Aș vrea să accentuez că nu a fost ideea mea de a angaja un detectiv particular în acest caz. În timpul experienței mele juridice, întotdeauna am considerat serviciile poliției satisfăcătoare. Callahan spuse. Nu mai spuneți. Scutură scrumul țigării. Pe scurt, spuse Mr. Lane, cu precizie. Poziția este următoarea. Clientul meu este majorul Eustace Van Dane. Poate că ați auzit de familia Van Dane. O familie veche din Devon, foarte veche, de fapt. Maierul Van Dane locuiește la Margrow Manor, o proprietate încântătoare aproape de gară, în sudul Devonului. Este, sau a fost, continuă avocatul, posesorul de o viață al unor bijuterii vechi foarte valoroase, care au intrat în posesia familiei în condiții deosebite. Un membru al familiei Van Dane a scufundat un mare număr de corăbii spaniole în timpul reginei Elisabeta, și i s-a permis să păstreze o parte a capturii. După moartea lui, s-au găsit în testament anumite dispoziții. El a hotărât ca șeful familiei Van Dane să fie proprietarul și administratorul bijuteriilor pe toată durata vieții.
El avea datoria să le păstreze în siguranță și să nu lase să fie purtate decât în ocazii speciale de femeile din familie. Dacă ar fi încercat să le vândă, urmau să fie încredințate imediat următorului bărbat din familie, la care oricum ar ajunge după moartea celui dintâi. Dacă nu ar exista urmași de sex bărbătesc în familie, în momentul în care proprietarul ar avea 25 de ani, și dacă nu ar mai exista niciun membru de sex bărbătesc în familie, atunci deținătorul ar putea să facă ce dorește cu ele. Înțelegeți? Callahan în cuvință. Proprietarul și administratorul actual al bijuteriilor este clientul meu, spuse Lane. După moartea lui, bijuteriile ajung la nepotul lui, Lancelot Vendane, care are peste 25 de ani, nu este căsătorit și nu are moștenitori. Deci, poate face cu ele ce dorește atunci când le va primi, după moartea clientului meu, dacă ar dori aceasta. Acum vreo 11 luni, continuă avocatul, în Manor House au intrat niște hoți. Au deschis seiful și au luat bijuteriile. Ori au fost norocoși, ori au știut că în seara aceea bijuteriile aveau să fie în casă, pentru că în ziua aceea fusese aduseră de la bancă din Newton Abbey, unde sunt ținute de obicei, pentru a fi expuse la o expoziție particulară la Manor. Când s-a descoperit furtul, maiorul Vendane a anunțat imediat poliția locală. Problema a fost preluată de poliția ținutului și, după o săptămână, s-au cerut serviciile Scotland Yardului. Se pare că până în acest moment, autoritățile nu au descoperit nimic. Bijuteriile, a continuat Lane, au fost asigurate pentru 100.000 de lire, ceea ce, credeți-mă, nu reprezintă valoarea lor adevărată. Bineînțeles, maiorul Vendane a adresat o cerere companiei de asigurări, dar, pentru un motiv sau altul, și mărturisesc că nu înțeleg, compania nu pare înclinată să onoreze prompt această cerere. În ultimele 3-4 săptămâni au exprimat fel și fel de scuze vagi și, cinstit vorbind, la ora actuală nu am niciun fel de informații privind momentul în care vor onora cererea. Aici, continuă avocatul, apare Lancelot Vendane, ca următorul proprietar al bijuteriilor și ca cel căruia îi vor aparține în întregime, el va avea puterea să facă ce dorește cu ele. Este, firește, foarte tulburat de situație, mai ales că putea deja să le considere ca fiind proprietatea lui. Clientul meu are 55 de ani și are probleme cu inima. Se pare că nu va mai trăi mult. Deci, pe scurt, spuse avocatul, Mr. Lancelot Vendane a devenit din ce în ce mai tulburat de atitudinea companiei de asigurări. Se convenise între el și maiorul Vendane și cred că atitudinea tânărului a fost foarte generoasă, că în momentul în care cererea va fi onorată, el va primi 75.000 de lire și clientul meu va păstra restul de 25.000. Acum 2 săptămâni, Lancelot Vendane s-a dus la Manor House și s-a întâlnit cu clientul meu. I-a sugerat ideea că, dacă poliția pare să nu facă nimic în această problemă, ar trebui căutat ajutor în altă parte. Se pare, zise Mr. Lane, uitându-se peste ochelar la Callahan, că Lancelot auzise de dumneata. Reputația dumitale, continuă el cu un zâmbet de gheață, este foarte întinsă. A insistat să se asigure serviciile dumitale și dumneata să te străduiești să afli, mai întâi, ce s-a întâmplat cu bijuteriile și apoi, de ce compania de asigurări ia atitudinea pe care au adoptat-o? Callahan spuse, vă pot răspunde la a doua parte a întrebării acum. Am lucrat mult pentru companiile de asigurări. Le cunosc metodele. Pur și simplu nu le place cererea. Caută să tragă de timp. Avocatul spuse, așa cred și eu. Dar Lancelot Vendane, ca și clientul meu de fapt, ar vrea să știe de ce. Avocatul se ridică, se îndreptă spre cămin și, cu mâinile la spate, se uită la Callahan. Ați vrea să luați acest caz, Mr. Callahan, zise el. De ce nu? Răspunse Callahan. Pare un caz interesant. Îmi place ideea. Aș vrea un avans de 250 de lire. Dacă găsesc bijuteriile, le voi include nota de plată. Va fi o notă de plată mare. Dacă nu le găsesc, le voi include într-o notă de plată mai puțin considerabilă. Avocatul în cuvință. Este corect, spuse. Voi trimite cecul mâine. Bănuiesc că veți dori să mergeți la Margrove. Cred că legăturile feroviare sunt excelente. Veți merge mâine?
Poate, spuse calea. Și oricum, niciodată nu folosesc trenul. Și-a prins altă țigară. Mr. Lane, zise el, ce-ar fi să-mi spuneți ceva despre familia Van Dane? Sau nu există așa ceva? Avocatul dădu din cap. În colțul gurii înflori un zâmbet. Lui Callahan i se păru cinic. Ba da, Mr. Callahan, spuse. Există o familie. Am să vă descriu. Este clientul meu, maiorul Van Dane, care, după cum v-am spus, are 55 de ani și o inimă nu foarte sănătoasă. Apoi, fiica lui cea mare, o tânără fermecătoare, Miss Audrey Van Dane. Cred că are 30 de ani. Mai sunt două fete, Clarissa, 28 de ani, și Esme, 25. Toate sunt foarte frumoase. Clarissa și Esme, continuă avocatul, sunt femei foarte moderne. De fapt, cred că generația mea le-ar considera cam sălbatice. Au, așa cum se spune acum, atât temperament cât și frumusețe. Callahan spuse, înțeleg, toate sunt frumoase și atractive, dar Clarissa și Esme sunt puțin tălbatice și au temperament. Audrey este frumoasă, dar nu are temperament și nu este sălbatică. Sau da. Lane spuse foarte rece. Miss Van Dane este o tânără fermecătoare, agreabilă și deosebit de încântătoare. Nu seamănă cu surorile ei, pur și simplu pentru faptul că nu este deloc sălbatică și nu are un temperament despre care să se poată vorbi. Înțeleg, spuse Callahan. Îmi pare rău că v-am întrerupt. Îi rânji avocatului cu amabilitate. Aceste trei domnișoare și clientul meu locuiesc la Manor House, continuă avocatul. Celălalt membru în viața al familiei este, după cum am spus deja, Mr. Lancelot Van Dane. El nu locuiește în Devonshire, locuiește în oraș. Callahan dădu din cap. Îi cunoașteți adresa? Întrebă. Locuiește la Grand Hotel, pe Clarges Street, răspunse avocatul. Este un tânăr interesant, care a făcut, cred, o mulțime de bani la bursă. Mi s-a spus că este un jucător norocos. Joacă golf și îi plac cluburile de noapte. Este o persoană drăguță. Seara se duce de obicei la clubul Ventura, unde bea foarte mult și pune la cale noi lovituri la bursă. După cum v-a spus, el este cel care v-a adus în această afacere nefericită. Callahan se ridică. Stinse țigara. Spuse, mulțumesc pentru informații. Desigur că voi merge în Devonshire. Poate mâine. Ați putea să-l anunțați pe maiorul Van Dane de sosirea mea. Îi voi telefona maiorului de pe drum. Aș vrea să stau acolo. Voi lua un asistent cu mine. Foarte bine, Mr. Callahan, spuse avocatul. Îl voi informa pe clientul meu. Vă va aștepta. Vă urez noroc. Callahan spuse. Mulțumesc. Își luă pălăria și ieși. Era 9:30 când Callahan își termină masa de seară. Ieși de la Premier Lounge și ocoti pe Albemarle Street. Ajuns în Bond Street, prin Broughton Street, Berkeley Square, până aproape de Shepherd Market. Ocoti în aleile lungi care intersectează un colț al pieții și o luă prin pasajul din stânga. La capătul pasajului, intrarea la clubul Ventura forma o fundătură. Deasupra ușii se vedea o lumină verde de camuflaj. De fiecare parte, un copac miniatural într-un ghiveci. Callahan se opri înaintea intrării și scoase portigaretul. Tocmai își aprindea țigara când o femeie ieși din umbra unuia dintre pomișori. Spuse, Mr. Callahan? Se uită la ea. Era înaltă, subțire și suplă. Callahan a avut impresia vagă că era bine îmbrăcată și că emana un parfum discret și subtil. Vocea avea ceva deosebit. Deosebit de atrăgător. El spuse, Miss Van Dane, cred. Bănuiam că am să vă găsesc înăuntru. Ea ridică din numeri. Nu știam unde să fixez un punct de întâlnire pentru a vă găsi, spuse. Am descoperit că biroul dumneavoastră este aproape de Berkeley Square. Mi s-a părut un loc de întâlnire la fel de bun ca oricare altul. Callahan zise, de ce nu? Tăcură. El stătea trăgând din țigară și se uita la ea. După un moment, i-a spuse, am putea merge undeva? Vreau să vă vorbesc. Callahan rânji în întuneric. Bănuiam că da, spuse. Se întoarse și începu să meargă prin pasaj către alei. Auzea tocurile ei înalte răpăind în urma lui.
pe Charles Street găsiră un taxi rătăcit. Callahan spuse, știu pe aici un club nu prea rău. Ai vrea să mergi acolo? Opri taxiul. În întuneric o simțea aproape ridicând din umeri. Merseră până la clubul de pe Cambridge Street. Pe drum se amuză, încercând să identifice parfumul pe care îl folosea. După un timp, renunță. Când taxiul se opri, Callahan o ajută să coboare. Își trase brațul repede în momentul în care piciorul atinse pavajul. El plăti taxiul. În clipa în care se îndepărta de taxiul care pleca, ieși luna și o văzu. I-a apărut deodată o față albă, pe jumătate ascunsă de o voaletă, încadrată de un păr negru, cu doi ochi mari și negri, un nas drept și plăcut și o gură superb cizelată. Callahan, căruia îi plăcea să se uite la gurile femeilor, se gândi că a ei era încântătoare. Își aminti vorbele lui Nichols despre vocea ei, muzicală și plină de promisiuni de răsplată și toată povestea ca la Omar Khayyam. Se întrebă dacă Nichols nu avea dreptate. Ochii lui o măsurară rapid. Purta o haină și o fustă care îi se potrivea, așa cum ar trebui să se potrivească un costum. Are stil, se gândi Callahan. Se gândi la Clarissa și la Esme. Taxiul dispăru. Rămaseră un moment uitându-se unul la celălalt. Apoi Callahan spuse, n-aș face nimic dacă nu ai dori dumneata. Nu par prea sigură de dumneata. Te uiți la mine de parcă ți-ai dori să fii în altă parte. Ea zâmbi. Era un zâmbet timid. Apoi spuse arogant, aș dori. Nu sunt obișnuită să am discuții de la suflet la suflet cu detectivii particulari pe care nu-i cunosc, dar dacă tot sunt aici, aș prefera să o fac. El îi rânji. Păcat, spuse. Trebuie să fie îngrozitor pentru dumneata. Să intrăm. Poate te vei simți mai bine după un păhărel. Urcară scările până la primul etaj. Clubul avea doar o singură încăpere. O încăpere mare cu un bar la un capăt. Era gol, cu excepția barmanului. Callahan o conduse la o masă și, după ce se așeză, se duse la bar și comandă fine maison și cafea neagră. Când se întoarse la masă, i-a spuse, cred că cel mai bun lucru e să spun ce am de spus și să o termin. Callahan îi zâmbi. Ea îi observă dinții albi și regulați. Este o idee bună, spuse el. Da, drăcia este că atunci când ai spus ce ai de spus, n-ai încheiat socotările. Ea zâmbi. Era un zâmbet rece. Ești cumplit de inteligent, nu? Mr. Callahan spuse. M-a auzit că da. Probabil ar trebui să fiu foarte speriată sau... Callahan spuse. Nu știu ce să spun. Se așeză. Barmanul aduse băutura și cafeaua. Îi oferi o țigară și, după ce ea îl refuză, își aprinse și el una. Trase fumul în plămâni și îl pufăi încet pe onară. Îți spuse, da? Rânja amabil. Ea se uită spre fereastră. Apoi spuse, aș vrea o țigară, te rog. Îi dădu una și o aprinse. În timp ce întindea bricheta, se gândi că Miss Audrey Van Dane avea ceva, așa cum ar fi spus Nichols, chiar dacă era greu să ia lucrurile de la capăt. Fumă în tăcere un moment. Apoi spuse foarte repede, Mr. Callahan, nu vreau să te ocup de cazul acesta pentru tatăl meu. Nu cred că este necesar. Da, zise Callahan. Cred că ai un motiv întemeiat pentru a dori ca eu să nu mă ocup de acest caz. Cel mai bun dintre motive, răspunse. Ochii erau reci. Afacerea este în mâinile poliției, continuă. Cred că poliția este foarte eficace. Nu văd de ce sunt necesare serviciile unui detectiv particular. Callahan nu spuse nimic. Urmă o pauză. Începu să soarbă din cafea. Bineînțeles, continuă ea. Dacă lași cazul acum, dacă l-abandonezi, deși nici măcar nu l-ai început încă, cred că ar trebui să primești un fel de compensație. Callahan scutură țigara. Apoi se uită o vreme la capătul aprins. Un colț al gurii îi era întors într-un fel de zâmbet ciudat. Îi simțea nerăbdarea. Spuse, cred că e foarte frumos din partea dumitale. Foarte elegant. Problema este că l-am văzut deja pe Mr. Lane, avocatul tatălui dumitale. Practic, am acceptat cazul. Se uită la ea. Privea spre fereastră.
Callahan se gândi că, deși Lane spusese asta, Audrey Van Dane era sălbatică și este plină de temperament. Oricum, Callahan avea o părere proastă despre capacitatea avocatului de a aprecia un caracter. Privirea ei reveni la el, spuse indiferent. Posibil. Da, nu văd niciun motiv pentru care nu ai putea fi cumpărat ca să renunți la caz. Nu? Callahan se uită la ea un moment, apoi începu să rânjească rău. Bineînțeles, Miss Van Dane, sunt totdeauna deschis ideii de a fi cumpărat pentru a renunța la un caz. Ce compensație propui? Compensație este un cuvânt dat dracului. Îmi place. Ținând cont că nu este nimic de compensat, cred că este bun. Ia roșii, spuse liniștit. Îți bați joc de mine? Niciodată nu-mi bat joc de o femeie serioasă ca dumneata, răspunse Callahan. Eram doar curios în privința compensației. Ea dădu din cap, privi spre masă și păru pe punctul de a ridica paharul de băutură. Apoi renunță. Pe urmă se uită la el și spuse: Nu cred că tatăl meu ar mai trebui supărat cu povestea asta a bijuteriilor furate. A fost foarte hărțuit și nu se simte bine. Ar trebui lăsat în pace. Nu contează așa de mult. Nu? Întrebă Callahan. Credeam că bijuterii în valoare de 100.000 de lire ar fi contat pentru oricine. Este o problemă de opinie, spuse ea. Eu nu cred că are importanță. Callahan dădu din cap. Excelent, spuse el. Vocea lui avea o nuanță de insolență. Deci, dumneata nu crezi că este important. Și, mai departe? Ochii ei ardeau. Mă întreb dacă ți-a spus cineva vreodată că ești cumplit de impertinent, Mr. Callahan, spuse. El rânji. A mulțime de lume, Miss Van Dane, răspunse. Și cred că aș fi considerat și mai impertinent dacă a spune, ce dacă? Tăcu un rotocol de fum și-l privi ridicându-se în aer. Dacă ai o propunere, te ascult, continuă. Cred că nu am venit aici pentru a discuta capacitatea mea de a fi impertinent. Ea ridică din numeri. Ai perfectă dreptate, spuse. Deci, pe scurt, propunerea mea este următoarea. Sunt dispusă să-ți plătesc 200 de lire imediat dacă te hotărăști să nu iei cazul. Callahan spuse încet. Mr. Lane mi-a oferit 250 pentru a-l lua. Oferta dumitale trebuie să o depășească pe-a lui. Ea spuse. Îți dau 300. S-a făcut, zise Callahan. Ea se uită la el un moment. Apoi începu să-și deschidă poșeta. Se opri brusc și spuse. Cum pot să știu că pot avea încredere în dumneata? Nu știi, zise Callahan. Și-a prinse altă țigară. Ea mormăi ceva printre dinți. Suna a porc. Apoi deschise poșeta și scoase un pachet de bancnote. Scoase 6 bancnote a 50 de lire dintr-o grămadă și le împinse spre Callahan. Le puse în buzunarul de la piept. Ea se ridică. Bună seara, Mr. Callahan, spuse. Callahan se ridică. Mulțumesc pentru bani, spuse. Da, nu vrei să-ți iei paharul, Miss Van Dane? Sau nu bei cu bărbați necunoscuți? Tătea uitându-se la ea. Bună seara, Mr. Callahan, repetă ea. Se îndreptă către ușă și ieși afară. Ea auzea tocurile răpăind pe scări. Callahan oftă. Se așeză un moment, se uită la paharul ei neatins și la cafeaua acum rece. Se duse la bar și comandă un coniac și apă minerală. Le bău, își puse pălăria și plecă. Era 11 când Callahan intră în birou. Nichols era așezat la un birou și își făcea paciențe. Callahan spuse, Windy, ai putea să faci ceva foarte rapid. Du-te la garaj și închiriază o mașină. Du-te acasă, dă-mi câteva ore, fă-ți bagajele și pleacă în Devonshire. Du-te la un hotel aproape, dar nu prea aproape de Margrove Manor, lângă Gara Rock. Ar trebui să ajungi acolo mâine dimineață de vreme. Nichols spuse, îmi convine, mi-ar prinde bine niște aer de mare. Callahan continuă, adună toate zvonurile locale despre familia Van Dane. Sunt 3 fiice, Audrey, Clarissa și Esme. Se pare că Esme și Clarissa sunt cam năbădăioase.
Verifică-le. Află dacă au prieteni prin zonă, cum își petrec timpul și tot restul. Înțeles? Nichols spuse. Am înțeles. Ai văzut-o pe tipa Vendei? Am văzut-o, răspunse Callahan. Pe cea mai mare. I-a plătit 300 de lire ca să las cazul baltă. Minunat, zise Nichols. Măcar odată să fim plătiți pentru a nu face nimic. Callahan se duse la el în birou. Se așeză la birou. Nichols intră după el și îl privi. Ne întâlnim poimâine, zise Callahan. Așteaptă-mă pe la 6 la Clock Tower in Newton Abbey. Și ia bagajele cu tine. Te iau cu mine. Până atunci, să ai informația despre familia Vendane. Să nu te lași agățat de niciunul dintre deștepții de pe acolo. Înțeles? Am înțeles, spuse Nichols. Sunt ca și acolo. Se îndreptă către ușă. Când ajunse, se întoarse și spuse. Mi se pare mie sau cazul ăsta pute? Nu știu, spuse Callahan. Da, nu cred că ți se pare. Nichols pescui un lucky strike din buzunar. Spuse. Cred că este un caz drăguț. Tăpușica cea mai mare dintre Vendane îți dă 300 să lași cazul și tu nu-l lași. Nu poate spune nimic, pentru că, evident, nu știe nimeni că te-a plătit să-l lași. Bine lucrat, în ambele sensuri. Callahan spuse foarte încet. Nu mi-amintesc să-ți fi cerut părerea, Wendy. Nichols se înroși. Îmi pare rău, zise. Eu întotdeauna vorbesc prea mult. Nu o să face probleme, zise Callahan. Oricând pot să-i pun capăt zburându-ți câțiva dinți. Apropo, ar fi bine să-ți iei în bagaje și un smoking. Și când ajungem la Margro, las-o moală cu poveștile tale canadiene. Uneori cei ca familia Vendane nu le apreciază. Nichols spuse. O să fiu dat dracu de Fifth Avenue. Pe curând, Slim, plecă. Callahan se lăsă pe spate cu scaunul și-și puse picioarele pe birou. Aprinse o țigară și o fumă încet. Apoi își lua picioarele de pe birou, luă notesul și îi scrise un bilet lui Effie Thompson. Effie, cum ajunge aici, telefonează lui Gringle la Yard. Spune-i că vreau să-l văd. După amiază, dacă se poate. Spune-i că am fost angajat în afacerea bijuteriilor furate de la familia Vendane. Essie. Puse biletul în sertarul din dreapta al biroului din anticameră. Apoi își puse pălăria și plecă. O luă prin Berkeley Square spre clubul Ventura. Capitolul 2. Apare Gabby. Era aproape 12 noaptea când a sosit Callahan. Își lăsă pălăria la fata drăguță de la vestiar, o luă pe coridor, intră prin draperiile grele de catifea și rămase uitându-se la sala principală a clubului. Ori de câte ori Callahan fusese la clubul Ventura, privise camera mare, mobilată cu gust, cu o mare admirație pentru Gabby. Alți proprietari de cluburi își îngropaseră ringul de dans cu câteva picioare și construiseră un balcon pe care erau așezate mesele în jurul camerei, orchestra fiind întotdeauna la un capăt pe un podium mai înalt, iar mobila mereu aurie sau cromată. Gabby nu procedase așa. Era un original. Ringul său de dans, de altfel excelent, nici mare, nici prea mic, era cu două picioare deasupra podelei, iar mesele erau așezate la nivelul mai jos care îl înconjura. Mobila, din stejar vechi, era confortabilă. Atmosfera era încărcată de un aer de lux, chiar bun gust. Orchestra, o serie de maestri aleși pe sprânceană din East End, cântau într-un balcon cam cu opt picioare deasupra ringului de dans. Acum se odihneau, arborând înfățișarea aceea lipsită de expresie, pe care o adoptau cântăreții de swing mai mereu. În partea dreaptă a încăperii era barul. Se servi de o brunetă înaltă și subțire și de o blondă scundă și plinuță, două fete care nu pierdeau nimic prin contrast. Gabby, îmbrăcat într-un smoking impecabil, cu cămașă albă de seară și guler asortat, stătea sprijinit la capătul îndepărtat și fuma un Green Apman. Zâmbi și făcu semn cu mâna lui Callahan. Callahan se duse către el. Gabby spuse, bună, Slim, arăți grozav. Dacă vrei vreodată să-mi faci un serviciu, spune-mi cine este croitorul tău. Știe să facă haine. Callahan ridică o sprânceană, spuse. Nici tu nu te descurci rău, Gabby. Ventura ridică din umerii lui grei. Nu este o competiție dură, Slim, a spus el. O fi bine pentru voi, băieți, dar mie războiul ăsta nu-mi face niciun bine. Nimeni nu mai are bani. Uftă, uneori mă frământ foarte tare.
Oftatul se transformă într-un zâmbet angelic care îi arcui buzele lui Gabi și arătă un rând de dinți pe care un dentist făcuse risipă de punți de platină. Bănuiesc că totu-i schibei, încheie el. Callahan în cuvință. Gabi comandă unui schimare pentru Callahan, iar pentru sine un gin cu apă minerală. Spuse, deci ești din nou pe urmele unei afaceri, Slim? Este ciudat, dar întotdeauna știu când cauți pe cineva. Ce s-a întâmplat? Are probleme vreunul din clienții mei? Callahan negă. Bău puțin whisky, spuse. Vreau să-l văd pe Lancelot Van Dane. Prin el am un caz. Destul de bun. Am chef să-i ofer ceva de băut. Știi ceva despre el, Gabi? Foarte multe, răspunse Ventura. Nu știu ce aș face fără el. Cheltuie ceva bani de aici. Băiatul este inteligent. Aș vrea să am mintea lui. Și, continuă el, nu este numai inteligent, dar este și un gentleman. Îmi pare aproape imposibil, știu, rânji el la Callahan, dar este un fapt. Este dintr-o familie veche și acum face bani la bursă. Înțelege așa ceva? Callahan nu spuse nimic, își termină whisky-ul. O să apară, spuse Ventura. De obicei vine după miezul nopții, dar nu știu dacă va avea timp de discuții în seara aceasta. Callahan zise. De ce nu va avea timp să stă de vorbă? Gabi rânji. Avem un mic pocheraș, numai 3 din noi. Sus, la 12:30, zise el. De ce nu joci și tu, Slim? Dacă ai noroc, ai putea să câștigi ceva. Callahan zise. Este o idee. Îi urmări ochii lui Ventura, care priveau către intrarea cu draperii. Tocmai intra un tânăr. Vorbești de lup, zise Gabi ușor. Callahan se uita la Lancelot. Van Dane avea aproape 1,90 m înălțime. Avea umeri lați și șolduri înguste. Fața era deschisă, fruntea onestă. Avea genul acela de păr castaniu ondulat, prin care femeilor le place să-și plimbe degetele. Veni spre bar. Gabi spuse, bună seara, Mr. Van Dane. Dacă nu știi, acesta este Mr. Callahan. Mr. Slim Callahan. De la Callahan Investigation. Ai vrea să stea de vorbă, dumneata. Van Dane întinse mâna, spuse. Încântat de cunoștință, Callahan. Probabil ai auzit despre mine. Hai să stăm de vorbă. Îl conduse peste ringul de dans către o masă în partea cealaltă a încăperii. Făcu semn unui chelner și comandă de băut, spuse. Deci, l-ai văzut pe bătrânul Lane. Nu este un bătrânel simpatic, nu? L-am văzut în seara aceasta. Mi-a prezentat situația, dar mai sunt câteva chestiuni de discutat. După părerea lui Lane, clientul meu este unchiul dumitale. Da, înțeleg că de fapt dumneata m-ai adus pe mine în afacerea asta. Lancelot în cuvință. Da, spuse el. Am forțat situația pentru că situația trebuia forțată. Nu-mi place. Îi întinse portsigaretul lui Callahan și aprinse țigările. Apoi continuă. Când am auzit că s-au furat bijuteriile, am fost, desigur, tulburat, deoarece, după cum ți-a spus Lane, conform testamentului original, când va muri unchiul meu și bijuteriile vor ajunge la mine, eu pot să fac ce vreau cu ele. Testamentul spune că ultimul descendent bărbat al familiei, care are peste 25 de ani și nu are moștenitori, devine proprietarul real al bijuteriilor. Callahan dădu din cap. Aș fi vândut bijuteriile când ar fi ajuns la mine, spuse Van Dane, pentru că, cinstit vorbind, nu văd ce rost au o grămadă de bijuterii vechi folosite doar la dineuri și expoziții particulare. Mi s-a spus că dacă pietrele ar fi retăiate și remontate de către experții de azi, și-ar dubla probabil valoarea. Bănuiesc că valorează vreo 200.000, continuă el. După cum știi, doctorii cred că unchiul meu nu mai are de trăit decât vreo 4-5 ani. Se lăsă pe spătarul scaunului și zâmbi fericit. Asta mi se potrivea grozav, zise el. Nu am acum nevoie de bani. În ultimii 2 ani am avut noroc și sunt asociat într-una din puținele firme de agenți de bursă care mai face ceva bani. Dar aștept cu nerăbdare să mă retrag peste 8-9 ani și să mă distrez. Callahan spuse. Ai putea să o duci bine cu 200.000 de lire. Van Dane în cuvință. Nu aș avea toți acești bani, spuse el, pentru că aș face ce ar trebui pentru fete. Callahan spuse, ai face-o, nu? Bineînțeles, spuse Van Dane. Sunt perfect convins că bătrânul nu va fi în stare să le lase prea mult când o să dispară de peste acest pământ și
Cred că li s-ar părea prea mult dacă eu aș avea toți banii aceștia și ele ar trebui să-și caute slujbe ca guvernante sau altceva. Pentru că fără bani n-ar putea să mențină Margrove. Așa că m-am hotărât că dacă aș avea 200.000 de lire din vânzarea bijuteriilor, le-aș face fiecare o poliță pe viață în valoare de 30.000 de lire fiecare. Chiar și atunci m-aș descurca bine. Aș mai avea 100.000 de lire. Callahan spuse, destul de bine. Îți imaginezi, spuse Van Dyne, ridicându-și paharul de whisky și privind prin el, că nu m-am simțit tocmai bine când am auzit despre furt. M-am dus direct la unchiul meu. Deja fusese acolo poliția ținutului și peste 10 zile au venit cei de la Yard. Inspectorul șef, care este prieten cu unchiul meu, ajunsese la concluzia că a fost o treabă deșteaptă și că cei care au făcut-o își cunoșteau meseria. Credea că sunt probabil excroși de talie internațională care cunoșteau valoarea mărfii. Callahan spuse, credeți că poliția o să aducă marfa înapoi? Van Dyne dădu din cap. Așa am crezut la început, spuse el. Ne-am gândit că va fi imposibil pentru ei să scape de niște bijuterii ca cele din colecția Van Dyne. Asta, bineînțeles, dacă nu aveau de gând să demonteze pietrele sau să le taie, ceea ce ar fi costat niște bani. Ne-am gândit că nu-și vor da atâta osteneală. Când a venit Scotland Yard-ul, s-au gândit că ideea excrocilor ar putea să fie o afacere cu compania de asigurări, în care ar fi plătit sigur 20.000 de lire pentru a-și micșora pierderile și pentru a aduce marfa înapoi. Dar Scotland Yard-ul a dat greș. Au trecut aproape 3 luni și situația este aceeași. Următoarea problemă, continuă Van Dyne, a fost atitudinea companiei de asigurări. N-au lăsat să se înțeleagă că nu vor onora cererea și îmi imaginez că între timp agresorilor s-au agitat foarte mult ca să prindă un fir în legătură cu marfa. Se uită la Callahan zâmbind. Probabil că învăț găina să facă ouă, zise el. Dar știi că asesorii companiilor de asigurări sunt foarte buni și dacă ei nu pot afla cine a făcut-o și unde este marfa, nu cred că nimeni nu poate. Cam acum 3 săptămâni, continuă el, m-am gândit că ar fi timpul să facem ceva. Mi-am întrebat ce ar fi mai bine de făcut. Apoi, într-o seară, niște prieteni de-ai mei vorbeau despre dumneata. Motivele sunt evidente. Callahan își termină whisky-ul. Motivul evident, fiindcă dumneata crezi că eu aș putea forța mâna companiei de asigurări, zise el. Lancelot rânji. Așa este, zise el. Nu știu cum ai să o faci, dar este clar că această companie de asigurări trebuie să facă ceva destul de repede. Trebuie să spună fie că nu plătesc, fie că trebuie să plătească. Vreau să grăbești acest proces. Bănuiesc, spuse el, că având tehnica dumitale, ar trebui să apară prea multe dificultăți cu compania de asigurări. Callahan spuse, foarte frumos din partea dumitale. Își aprinse o altă țigară. Van Dyne spuse, ai vreo idee? Callahan dădu din cap. Mă duc în Devonshire, spuse el. Sunt genul care crede în atmosferă. Îmi place să văd locurile unde s-au întâmplat faptele. Uneori îmi vine câte o idee. Van Dyne spuse. Atunci sper că mă vei ține la curent cu evoluția lucrurilor. Bineînțeles, spuse Callahan. De ce nu? Apropo, continuă el, Gavi mi-a vorbit despre un poker pe care l-ați planificat pentru astă seară. Mi-a propus să joc și eu. Te deranjează? Van Dyne zise. Cu cât mai mulți, cu atât mai vesel. Oricum, 3 sunt prea puțin pentru un joc ca lumea. 4 este cu mult mai bine. Deci, de obicei jucăm sus. În regulă, zise el. Făcu semnul unui chelner și mai comandă ceva de băut. Ceasul cu cuc din colț făcu un zgomot și bătu 3. Gabi căscă. Nu știu cum vă simțiți, domnilor, zise cu un zâmbet care cuceri pe toată lumea, dar propun să încheiem. Și cred că am început să pierd. Callahan zise. Eu sunt de acord. Și eu cred că pierd puțin. Gabi făcu socotelile, zise. Eu am pierdut 15 lire și dumneata Slim 12. Mr. Rain câștigă 9 lire și domnul Van Dyne 18. Van Dyne spuse. Ai avut ghinion, Callahan. Sper să-ți meargă mai bine data viitoare. Callahan zâmbi. Băgă mâna în buzunarul drept al hainei și scoase un portofel de piele. Îl puse pe masa verde și îl deschise. În portofel erau cele 6 bancnote noi de 50 de lire, contribuția lui Audrey Van Dyne. Lancelot Van Dyne se uită în portofel. Zise zâmbind,
Ai venit pregătit să pierzi foarte mult. Callahan luă una dintre bagnote și o întinse lui Van Dane. Vrei, te rog, să o schimbi și să-ți oprești 12 lire, zise el. Apoi, dacă Gabi îți dă 6 și îi plătește lui Rain socotelile, sunt în regulă. Van Dane luă bagnotă de 50 de lire. Se uită la ea și spuse, este foarte atrăgătoare o bagnotă de 50 de lire. Eu aruncă lui Ventura. Poftim, Gabi, zise el. O să faci plățile și să-i dai restul lui Mr. Callahan. Callahan își termină băutura. Se ridică și se duse în colțul camerei. Își luă pălăria, se întoarse la masă și își luă grămăjoara de bagnote de 5 și o liră pe care Ventura le pusese în fața lui. Noapte bună, zise, și mulțumesc pentru joc. Ventura spuse, folosește scările de serviciu, Slim. Vei găsi deschisă ușa de jos. Callahan dădu din cap. Își puse pălăria și plecă. Mergea încet prin întuneric în direcția Berkeley Square. Părea fericit. Sus, în apartamentul lui, bău dintr-o înghițitură 4 degete de whisky și începu să se plimbe de colo-colo prin camera de zi. Se gândea la Audrey Van Dane. A, dracului femeie, se gândi el. Își dădu seama că o să apară ceva probleme legate de ea. Era genul și nu-l plăcea. Callahan începu să rânjească. Nu-l deranja să nu fie plăcut de femeile frumoase. Tot mai rânja. Inspectorul șef, Gringo, privea pe fereastra biroului său de la Scotland Yard. Razele de soare îl făceau să se simtă mulțumit. Scoase o pipă scurtă din buzunar și începu să o umple cu tutun dintr-o pungă zdrențuită. Începu să sune telefonul de pe biroul lui Gringo. Fields se ridică de la birou, traversă încăperea și răspunse. După un minut acoperi receptorul cu mâna și spuse. Este Effie Thompson, secretara lui Callahan. Zice că el ar vrea să te vadă cam pe la ora 3. Zice că el a fost angajat pentru furtul bijuteriilor Van Dane. Gringle în cuvință. Spune-i că îl primesc cu plăcere, spuse el. Fields spuse asta și închise telefonul. Gringle se întoarse la birou, se așeză și începu să deseneze pe sugativă. Desenă o roșie și o banană și își privi opera cu capul aplecat într-o parte. Sună și află cine se ocupă de afacerea Van Dane, zise el, și roagă pe oricine o fi să mă lase să văd dosarul și orice notă care există. Fields dădu din cap. Alperton se ocupă de caz, zise el, și din câte știu, nu s-a întâmplat nimic. Gringo spuse, ei, bine, se va întâmpla acum. Fields îi zâmbi superiorului său. Adică Callahan? Întrebă el. Gringo zâmbi. Da, Fields, zise el. Callahan. Începu să deseneze un ananas. Callahan se trezi la 12, își puse mâinile sub cap și privi tavanul. Își petrecu 5 minute făcând asta, apoi brusc arunca așternuturile și sări din pat. Purta partea de sus a unei pijamale din șantung violet. Duse la fereastră și privi afară. Rămase acolo un moment căscând și telefonă la birou. Zise, bună dimineața, Effie. Ai dat de Gringo? Ea răspunse, da, întâlnirea a fost fixată pentru ora 3. Callahan zise, sună la Purvel & Company, asesorii de asigurări din Eastchip. Întreabă-i ce companie de asigurări se ocupă de bijuteriile Van Dane. Dacă riscurile prevăzute au fost incendiu și jaf sau numai jaf. Ea răspunse, nu foarte bine. Oh, apropo, a sunat domnul Ventura de la Clubul Ventura. A întrebat dacă poate să vorbească cu dumneata. A zis că o să treacă pe aici, pe la birou, dacă dumitale îți convine. E în regulă, zise Callahan. Spune-i să vină pe la 2:30. Am să cobor până atunci. În clipa în care intra în birou, Effie Thompson observă că avea un costum nou. Începu să-și pună întrebări despre Miss Van Dane. El se așeză la birou și-și aprinse o țigară. Trase încet fumul în plămâni, făindu-l înapoi pe o nară. Effie Thompson veni din celălalt birou cu notesul în mână. Am vorbit cu Parvel, spuse ea. Bijuteriile Van Dane au fost asigurate de compania Sphere and International Assurance. Această companie s-a ocupat de asigurarea lor în ultimii 270 de ani. O consideră o afacere bună și asigurată sub valoare. Bijuteriile au fost asigurate atât pentru jaf cât și pentru incendiu. Callahan spuse, mulțumesc, Effie. Se auzi o sonerie și se deschise ușa celuilalt birou. Ea ieși. După un moment se întoarse și spuse, Mr. Ventura. Gabi arăta primăveratec.
Purta un costum gri deschis, a cărui croială excepțională îi masca cel puțin 6 centimetri din talie. O cămașă de mătase crem, o cravată din crep de șin, de o nuanță plăcută, iar în mijlocul ei un nac de diamante. În mâna dreaptă îi atârna o pălărie gri, moale, asortată la costum. Cahan, spuse. Zi, Gabi, ce te doare? Ia loc! Se uită la burta lui Ventura. Oricum duci prea multă greutate pe picioare. Ventura se așeză greu într-un fotoliu mare de piele. Scoase o batistă de mătase și o introduse cu greu între gulerul strâmt și gutul lui. Zise, cred că ar trebui să țin regim. Callahan dădu din cap. Ai venit ca să-mi spui asta, Gabi? Întrebă el. Ventura se agită puțin în scaun. Ascultă, Slim, eu te cunosc și tu mă cunoști. Cred că am putea chiar să ne numim prieteni. Callahan își aprinse altă țigară. Am putea, zise el. Rânji. Întrebarea este dacă ne-ar crede cineva. Ventura spuse. Nu fi dur, Slim. Bănuiesc că ai în minte tot afacerea Randall. Callahan încă zâmbea amarnic. Aceea și câteva altele, zise. Sunt câteva lucruri legate de cluburile pe care le-ai condus, care mie nu-mi plac, Gabi. Ventura zise încet. Ascultă, Slim, trebuie să-mi câștig existența. Și cluburile mele sunt destul de bune pentru vremurile astea. Uită-te la modul cum conduc Ventura. Știu, zise Callahan. Dar cealaltă hruba ta, Gilded Lily, ultima dată când am fost acolo, puțea așa de tare a marihuana, încât aproape am avut nevoie de o mască de gaze. Și totuși, se uită la Ventura întrebător. Gabi spuse. Ești dur, Slim, și nu-mi ușurez deloc lucrurile. Am venit aici pentru că doream să te rog să-mi faci un serviciu. Callahan spuse. La asta m-am și gândit. Ce serviciu? Nu mare lucru, zise Gabi. Uite, Slim, ce-ar fi. Aș vrea să-mi spui doar ceva, fără să-mi pui întrebări. E ceva personal, înțelegi? Cam asta ar fi. Își târâ scaunul mai aproape de biroul lui Callahan. Tu mă cunoști, Slim, zise el. Cred că sunt un dur, dar am și eu momentele mele de slăbiciune. Callahan spuse. Încerci cumva să mă fac să plâng, Gabi? Ventura strâmbă din nas. Aș vrea să nu-ți bagi joc de mine, zise el. Se înroși. În regulă, zise Callahan. N-am să-mi bat joc de tine. Ești un tip sensibil. Și, mai departe? Ventura spuse. Aseară am împrumutat cuiva niște bani. Exact 300 de lire. Fără nume, fără nimic. I-am împrumutat acestei persoane 6 bancnote noi de 50 de lire. Bun. M-am despărțit de acești bani pentru că m-am lăsat dus de o poveste sentimentală. Înțelegi? Și apoi, să vezi surpriză. Callahan spuse. Bun, deci continuă, spune. Abia aștept. Ei bine, zise Ventura încet. Ai venit aseară să-l vezi pe tânărul Vendei. Ai jucat poker cu noi și, Dumnezeul meu, când am făcut socotelile, mi-ai dat înapoi una din bancnotele mele. Când am văzut numărul, era să fac un atac. Callahan spuse. Ar fi fost foarte rău dacă ai fi făcut un atac, Gabi. Ei bine, zise Ventura. Aș fi vrut să știu de unde ai bancnota, Slim. Aseară, când ai deschis portofelul, am văzut că erau 6 bancnote noi de 50 de lire. Mi-ai dat-o pe cea de deasupra. Mi-a venit ideea că și celelalte ar putea fi ale mele. Ceea ce spui tu, de fapt, zise Callahan, este că și celelalte 5 ar putea face parte din banii din care ai făcut tu binele acela. Așa este, zise Ventura. Callahan își ridică privirea în tavan. După un minut se uită la Gabi. Spuse zâmbind. Cred că nu te pot ajuta, Gabi. Am luat banii de la Gorgeous, negustorii de vinuri care fac aprovizionarea la Safety Valve Bath Party. Aveam nevoie de 500 de lire și când vreau bani, după ce se închide banca, întotdeauna mă duc la Gorgeous. Le-am dat un cec și ei mi l-au plătit. Celelalte 200 am plătit o factură. Ventura se ridică. Înțeleg, zise el. Nu par foarte satisfăcut, Gabi, zise Callahan. Ventura ridică din umeri. Ce naiba, zise el. Oricum, am fost un dobitoc că am venit. Callahan spuse.
Întotdeauna ai fost un dobitoc, Gabi. Ventura era la ușă. Se întoarse repede. Ochii erau foarte duri, foarte reci, spuse. Probabil n-am să fiu întotdeauna un fraier. La revedere, Slim. Pa, Gabi, zise Callahan. Se duse până la ușă și urmări pe Ventura trecând prin celălalt birou. Observă privirea din ochii lui Effie în clipa în care proprietarul clubului de noapte trecu pe lângă ea. Spuse, nu-ți place Mr. Ventura, nu, Effie? Ea răspunse, nu. Mi se pare că arată ca un negustor de sclavi. Nu, domnule Callahan? Callahan zise, nu știu, n-am văzut niciodată un negustor de sclavi. Dumneata, da? Își luă pălăria din cuier. Mă duc să mă întâlnesc cu Gringo, Effie, zise el. Poate mă întorc, poate nu. Mâine plec la Devonshire. Nu știu cât am să stau acolo. Am să țin legătura cu dumneata. Ea răspunse, foarte bine, domnule Callahan. Când el ajunse la ușă, ea adăugă calm. Sper ca vremea să fie frumoasă, domnule. Era 3:25 când Callahan intră în biroul lui Gringo. Gringo se uita pe fereastră fumându-și pipa. Spuse, bună, Slim! Arăți bine? Cum? Al costum? Ce de bani câștigați voi, detectivii particulari? Callahan zise, am un croitor răbdător, Gringo. Felicitări pentru avansare. Inspector șef Gringo sună bine, nu? Gringo se duse la birou și se așeză. Îi făcu semn spre scaunul de cealaltă parte. Bănuiesc că ai de gând să-mi ceri un serviciu, zise el. De aceea ai pomenit de avansarea mea. Și bănuiesc că te gândești că am trecut peste cazul Riverton și cred că te mai gândești că mi-ai plasat-o când nu puteam să replic. Callahan spuse, nici măcar nu mi-a trecut prin minte, Gringo. Gringo zise, sunt absolut sigur. Își întoarse privirea spre tavan. Callahan se așeză și-și aprinse o țigară. Spuse, ascultă, Gringo, voiam să-și cer un sfat. Gringo se uită la Fils, care îi rânja. Callahan spuse, care este gluma? Se uită de la unul la celălalt. Eu și Fils ne gândeam amândoi la același lucru. Ori de câte ori vii aici și îmi cer sfaturi, urmează întotdeauna o mulțime de necazuri pentru noi. Callahan spuse, de data asta nu o să fie niciun necaz. Făcu un rotocol de fum pe care îl urmări plutind prin birou. Spuse, eu întotdeauna îmi pun cărțile pe masă și este ceva ce nu-mi place să fac. Nu-mi place să mă lovesc de forțele de poliție. Gringo spuse, oh, nu! Dacă ar fi să stai închis câte un an pentru fiecare ocazie când te-ai lovit de forțele de poliție, n-ai mai vedea niciodată lumina zilei. Era cât pe ce să te acuz de obstrucționarea unui ofițer de poliție cu ocazia ultimei tale afaceri. Callahan zise amabil, să lăsăm ce a fost. Așa să fie, zise Gringo. De ce ai venit? Să ceri un sfat? Pentru că nu vrei să te lovești de poliție și înțeleg că ai fost angajat în cazul Van Day. Callahan încuvință. Asta e problema, zise el. Iată un caz la care poliția lucrează de 3 luni și nu s-a întâmplat nimic. Și deodată, bătrânul Van Dane decide să mă angajeze pe mine. Deci, ce șanse am? Dacă voi n-ați reușit să faceți nimic, ce am să fac eu? Gringo spuse. Mi s-a trimis dosarul azi dimineață, când a sunat secretara ta. Alperton s-a ocupat de caz și, după cum știi, este unul dintre cei mai buni ofițeri. Ei bine, afacerea este dureros de simplă. Se ridică și se îndreptă spre fereastră. Se așeză cu spatele la ea, uitându-se către Callahan. Cine a pus mâna pe bijuteriile astea a fost foarte rapid, zise el. Treaba a fost făcută grozav. Alperton nu știe cum au pătruns în Manor House, dar crede că au intrat prin ușa dinspre terasa din spate. Încuietoarea a fost forțată, deși e ciudat că nu erau niciun fel de amprente pe fereastră sau pe pervaz. Și dacă au lăsat urme de pași pe stratul de flori din exterior, le-au acoperit înainte de a pleca. Seiful a fost pur și simplu deschis. Nu a fost spart. Cine a deschis seiful cunoștea combinația. Nu erau amprente pe seif. Asta e povestea. Callahan dădu din cap. Nu e un caz ușor, nu? Îmi pare rău pentru Alperton, continuă el. Spune-mi, te rog, Gringo,
Ce se întâmplă cu compania Sphere and International Assurance? Nu prea vor să onoreze cererea, nu-i așa? Lingle ridică din numeri. Tu ce-ai face, zise el. Cahan dădu din cap. Deci, ei cred că este o treabă făcută din interior? Da, zise Gringle. Cred că asta e ideea lor. Deși, continuă el, sunt aceia servitori la Margrove Manor de ani de zile. Nu pot fi bănuiți pentru niciun motiv. Cahan spuse, bănuiesc că era un safe vechi. Un climax, zise Gringle. Vechi, da, încă bun. De ce? Cahan rânji. Știi la fel de bine ca și mine, zise el, că niște tâlhari isteți pot foarte ușor să găsească pe cineva care a lucrat la fabrica Climax. Poate că băiețașii au avut combinația seifului chiar înainte de a ajunge în Devonshire. Gringle spuse, poate că ai dreptate. Și a prins iar pipa. Știi, Slim, zise el, cred că te-ai adresat unde nu trebuie. Tu, de fapt, ai venit aici să afli de ce nu onorează compania de asigurări cererea. De ce nu te duci să intre pe ei? Cahan zise, spune-mi, Gringle, se ocupă cineva de treaba asta? Gringle în cuvință. Doi dintre cei mai inteligenți asesori din țară, spuse el. Amândoi aleși pe sprânceană. Cunosc povestea fiecărui host de bijuterii din țara asta și tot nu i-a ajutat la nimic. Gringle se uită în tavan. Da, dacă ești așa de deștept, cum cred că ești. Cahan rânji. Ce ai face, Gringle? Întrebă el. Ofițerul de poliție spuse. E, e numai o idee, dar cred că și compania de asigurări ar vrea să te angajeze pentru treaba asta. Cahan spuse. Adică aș putea investiga povestea și numele lor. Zâmbea. Cam așa ceva, zise Gringle. Cahan se ridică. Plec, spuse el. Mulțumesc pentru amabilitate. Ajunsese la ușă când Gringle îi spuse. O clipă, Slim, poate că ți-am vândut un pont bun. Dacă cumva în timpul investigațiilor tale, fie pentru familia Van Dane, fie pentru compania de asigurări, dacă se hotărăsc că merită să te folosească, afli de vreo încălcare a legii legată de acest furt. Cred că ne vei anunța. Cahan spuse. Bineînțeles. La revedere, Gringle. Închise ușor ușa în urma lui. Fields spuse, la naiba dacă o să ne anunțe, domnule. Capitolul 3. Întâlnirea cu fetele. Cahan își parcă jaguarul pe o latura străzii, aproape de Clock Tower în Newton Abbey. Cam la 20 metri mai departe, stând la intrarea în Golden Hen, era Nichols. Se îndreptă către mașină și spuse, bună, Slim! Femeile de pe aici au șolduri grozave. N-am văzut niciodată forme atât de frumoase. Trebuie să fie smântână. Se duseră la bar. Cahan comandă două whisky-uri duble. Se așezară la o măsuță din colț. Când își termină paharul, Cahan spuse, trebuie să planificăm afacerea cu grijă, Wendy. Acum lucrăm și pentru compania de asigurări. Rânji bagiocoritor. Nichols spuse, Dumnezeule, ce aranjament! Cum ai reușit să faci asta? Luă paharele goale și se duse la bar. Se întoarse cu ele pline. Cahan spuse, m-am întâlnit cu Gringle, de care se ocupă un inspector pe nume Wolverton. Se află tot acolo de unde a pornit. Gringle mi-a sugerat să stau de vorbă cu Sphere and International, compania care a făcut asigurarea. Am prins ideea. Le-am spus că mă ocup de caz în numele familiei Van Dane. După o grămadă de ocolișuri, m-au întrebat dacă nu aș vrea să-i reprezint și pe ei. Mi-au spus că interesele familiei Van Dane sunt și interesele lor. Deșteaptă treaba asta. Nichols spuse. Mie îmi spui. Deci, nici celor de la asigurări nu le place. Callahan ridică din numeri. Sunt într-o încurcătură, spuse el. Lane, avocatul familiei Van Dane, le-a scris probabil după ce s-a întâlnit cu mine. Le-a spus că dacă nu plătesc în termen de o lună, îi va acționa în justiție. Ei, sper că înainte de o lună să aflu ceva care să-i ajute. Dacă nu aflu, trebuie să plătească. Nichols dădu din cap. Totuși, nu e prea etic, Slim, nu? Întrebă el. Ce naiba, lucrezi pentru toată lumea? De ce nu? Zise Cahan. Zâmbea plăcut. Dacă furtul acesta este în regulă și în afară de orice bănuială, de ce s-ar teme familia Van Dane? Dacă nu? Nichols aprinse o țigară. Eu cred că nu e în regulă, zise el.
Zâmbetul lui Cahan se lăți. Ai vreo teorie, Windy? Spuse el acuzator. Nichols rânji. Este evident. Micuța Audrey este omul nostru. Ea a subtilizat bijuteriile ca să se poată formula cererea. Le-a subtilizat și le-a ascuns pe undeva prin grădină. De aceea te-a plătit, ca să nu te amesteci. Mai mult decât atât. Știu de ce a făcut-o. Te ascult, zise Callahan. M-am fuțit mult ieri, zise Nichols. M-am dus la Kingsbridge și la gară și pe la Towns. Am fost prin toate cârciumile din Prow și Hall Sands. Am aflat o mulțime de lucruri. Callahan își încruntă sprâncenele. Cum ar fi? Întrebă el. Nichols luă o înghițitură zdravănă de whisky și continuă. Vendenii ăștia sunt un fel de instituție în zona asta, mai ales în apropiere de gară. Locuiesc aici de pe vremea lui Noe. Toată lumea îi cunoaște. Bătrânul, maiorul, este un dulce. Drăguț și amabil și liniștit și aristocratic. Un tip adevărat. Este dedicat familiei și casei, care e un loc al dracului de mare și costă o mulțime de bani pentru întrețineri. Bun, da, nu are foarte mulți bani. Are cam 4.000 pe an și valorează asta acum. Să întreții o casă ca Margro. Mai nimic. Cam acum un an, Manor House era gata să se dărâme și și-a pus în cap să o repare. Este o lucrare foarte costisitoare, dar el vrea să se facă. La fel și Audrey și se pare că ea este cea care a dat ideea reparațiilor maiorului. I-a dat bătrânului ideea de a ipoteca locul și de a repara casa cu banii de pe ipotecă. Așa că el a luat 20.000 de lire și a cheltuit pe toți pentru reparații. Este cea mai scurtă ipotecă de care am auzit vreodată. Este o ipotecă cu 6,5% pe un an. Cum ar fi putut să plătească această ipotecă într-un an? De unde Gologan să plătească 20.000 de lire plus 6,5%? Da, știi ce e amuzant, Slim? I-a plătit. M-am dus la Exeter și am verificat. Actul original este înregistrată plata ipotecii. Deci, care ar fi răspunsul? Nichols mai luă niște whisky, apoi continuă. Și mai e un lucru ciudat. Lane este avocatul familiei, nu? Ai fi crezut că o asemenea treabă va fi rezolvată de avocatul familiei? Ei bine, nu. Ipoteca a fost făcută de un avocat din Exeter. Pe act este trecut numele firmei. Callahan spuse. Aștept teoria ta, Windy. Micuța Audrey este teoria mea, rânji Nichols. Bătrânul e cam naiv, înțelegi? Naiv și amabil. Bănuiesc că Audrey i-a spus să intre în povestea asta cu ipoteca știind că poate să o rezolve repede. S-a gândit că poate să aștepte câteva luni, apoi să șterpelească bijuteriile. S-a gândit că reputația familiei Vendane este așa de dat naibii de bună, încât cei de la asigurări vor plăti imediat. Deci, când ei vor plăti, bătrânul va putea plăti ipoteca cu banii de asigurare. Nichols luă paharele, se duse la bar, comandă același lucru și se întoarse, spunând, Audrey este o dulce. Toată lumea o place pe Audrey. Joacă golf, navighează. Este drăguță și apropiată toată lumea. Jumătate din masculii din împrejurim au încercat să se logodească cu fătuca asta, dar nu s-a lăsat. E cam ciudată, dacă mă înțelegi. Face plimbări lungi și chestii din astea. Poate că Audrey este genul de femeie tăcută care încearcă și face una mare. Și are șanse să scape. Callahan dădu din cap. S-ar putea, zise el. Pentru că nu contează deloc ce cred cei de la Sphere and International, dacă nu au nimic palpabil până la sfârșitul lunii, trebuie să plătească. Chiar dacă sunt practic sigur că este o treabă făcută de cineva care plănuia o cerere falsă. Nichols încumință. Sigur, zise el. Și din câte am înțeles despre bătrânul maior, nici peste 1.000 de ani n-ar bănui că este ceva în neregulă. Este genul de om care crede în toată lumea. Și dacă cineva i-ar spune că Audrey a făcut ceva ilegal, ar provoca la duel. Callahan își termină al treilea pahar de whisky. E o poveste frumoasă, Windy, spuse el. Dar este un lucru pe care nu-l știm. Chiar dacă Audrey s-a gândit că această companie de asigurări va plăti bijuteriile furate, încă n-au făcut-o, nu? Nichols ridică din numeri. Asta e simplu, spuse el. Poate că bătrânul sau Audrey au împrumutat gologanii pe baza faptului că va plăti compania de asigurări. Poate că este un împrumut personal, de la cineva cunoscut. Callahan dădu din cap. Poate, spuse el, dar nu cred. Făcu un rotocol de fum. Povestește-mi despre celelalte fete, Windy, spuse el. Nichols începu să zâmbească.
Se lăsă pe spate cu scaunul și-și mută țigara în celălalt colț al gurii. Ce pereche, zise el. O pereche dulce. Hai, mai întâi Clarissa. Vine după Audrey ca vârstă. La Clarissa ai ce vedea, așa mi s-a spus. Este înaltă și arată ca un model. Are părul castaniu închis și ochii arată de parcă n-ar fi în stare să spună zât unei pisici. Cine nu ține prea mult la Esme? Callahan întrebă. Dar Esme? Ea este copilașul, zise Nichols. Poveștile pe care mi le-au spus despre Esme nu sunt treaba nimănui. Dumnezeule, aș putea să scriu o carte despre tipa asta. Are o problemă foarte mare. Într-una se îndrăgostește, dar nu de cine trebuie. Îi place orice tip înalt, bronzat, cu ochi albaștri. Îi plac tipii mușchiuloși și fără minte. Între Clarissa și Esme este un fel de război continuu. De fiecare dată când Esme își găsește un nou prieten, Clarissa încearcă să se vâre între ei și să îl sufle. În fetele astea cred că au o viață foarte agitată. Callahan rânji. Încăpățânare, zise el. Și ceva temperament. Mai mult decât temperament, spuse Nichols. Anul trecut, cu vreo 2 luni înainte să înceapă războiul, Esme cade pe capul unui tânăr și arătos pescar din Bee Sands. Cade ca o tonă de cărămizi. Au apărut o grămadă de probleme. A jurat că o să se mărite cu pescarul acela sau altfel moare. Lucrurile s-au înrăutățit atât de tare încât bătrânul a trebuit să o trimită într-o călătorie. Așa că a plecat 6 luni într-o croazieră în Africa de Sud. Bănuiesc că bătrânul a crezut că o călătorie i-ar face bine mezinei lui. Ei bine, s-a înșelat. De când s-a întors, e ceva mai rău. Păpușica e un fluturaș din naștere. De câte ori vede ceva cu pantaloni, e dată peste cap și crede că el este unicul și singurul. Callahan fumă în tăcere un moment. Apoi, ce fac Clarissa și Esme când nu sunt acasă? Cum își petrec serile, de exemplu? A ajuns și la asta, spuse Nichols. Aseară am vorbit cu un tip care are o cârciumă pe drumul de la Totnes la Plymouth. Spunea că l-a intrigat văzându-le pe Clarissa și pe Esme conducând noaptea de parcă le-ar fi urmărit un diavol. Amândouă o mașină. Și atunci și-a dat osteneala să afle. Mi se pare că la câteva mile de casa lui e o cârciumă numită The Yard Arm. O bombă. Casa asta a fost cândva o fermă. Și un tip a preluat-o și a transformat într-un fel de motel cu restaurant, bar și toate celelalte. Se pare că Esme și Clarissa își petrec mult timp pe acolo. Callahan întrebă. Unde sunt bagajele, Windy? Le-am lăsat la un magazin după colț, spuse Nichols. Ar fi mai bine să le pun în mașină. Mașina închiriată se află în garaj la Kingsbridge. M-am gândit să fie central dacă am nevoie de ea. Callahan în cuvință. Pune bagajele în mașină, spuse el. Mă întorc peste 5 minute. Își termină paharul și ieși în stradă. Se duse până la poștă. Acolo cumpără un plic recomandat. Se duse până la tejghia și luă un formular de telegramă. Scrise pe el, cu complimente de la Callahan Investigation pentru Miss Mundane. Scoase portofelul, luă 6 bancnote de 50 de lire, le împături în formularul de telegramă și puse pachetul în plicul recomandat. Pe plic scrise adresa. Miss Audrey Vendane, Margrove Manor, lângă gară, Devon. Așteptă până când funcționarea scrise recipisa, apoi se întoarse la mașină. Nichols citea un ziar de seară. Callahan se urcă în mașină și o porni, spuse în timp ce mașina pleca. Cred că o să fie foarte interesant. Nichols rânji. Și eu cred la fel, dar n-am vrut să o spun. Sunt cam timid uneori. Era 7:30 când mașina lui Callahan s-a oprit brusc în fața intrării cu pilon de la Margrove. În timp ce urca scările de piatră urmat de Nichols, se deschise ușa. În cadrul ușii era unul dintre cei mai bătrâni și venerabili majordomi pe care îi văzuse Callahan vreodată. Avea părul alb și fața îi strălucea de bunătate și politețe, specifice celor din Devonshire. El spuse, dacă vreți să-mi dați cheile, domnule, vă voi descărca bagajele. Domnul Major s-a gândit că ați dori să mergeți în camerele dumneavoastră să vă schimbați. Îi spunea că i-ar face plăcere să vă întâlnească în bibliotecă la 8:15. Dacă vă convine, masa este la ora 8. Callahan în cuvință. Îl întrebă pe majordom cum îl cheamă. Bătrânul spuse, mă numesc Stevens, domnule. Făcu o pauză, apoi continuă. Mă bucur că ați venit, domnule. Toți suntem puțin îngrijorați în privința aceasta. Adică noi, servitorii. Callahan spuse, așa este.
Apoi adăugă zâmbind. Nu mi-aș face probleme dacă aș fi în locul dumitale, Stevens. La urma urmei, de ce să te îngrijorezi dumneata? Îl urmă pe bătrân pe scările largi. Cahan se așeză într-un fotoliu de-o parte a căminului din bibliotecă, unde ardea un foc vesel. De partea cealaltă stătea maiorul Van Dane, cu un cot sprijinit de policioară, uitându-se la detectiv. Cahan se gândi că dacă furtul bijuteriilor Van Dane era o treabă făcută din interior, și-ar paria ultimul bănuț că maiorul Van Dane nu știa nimic despre aceasta. Arăta mai în vârstă de 55 de ani. Statura, deși dreaptă, era slabă, fața fragilă și ascetică, cu acei pomeți roșiatici asociați adesea cu bolile de inimă. Callahan spuse, am înțeles că avocații dumneavoastră au scris la Sphere and International și le-au dat o lună să plătească. Altfel, au de gând să meargă în justiție. Cred că a fost un lucru înțelept. Van Dane oftă, apoi spuse. Oare? Făcu o pauză, apoi continuă. Sunt o companie foarte bună. După cum știți, Sphere and International se ocupă de asigurarea bijuteriilor de aproape 300 de ani. De aceea suntem atât de îngrijorați. Bănuiesc că trebuie să aibă un motiv dacă nu au plătit până acum. Callahan ridică din numeri. Domnule Major, când se fură bijuterii în valoare de 100.000 de lire, spuse el, orice companie de asigurări trebuie să treacă prin niște proceduri înainte de a plăti. Mai întâi trebuie să încerce să găsească bijuteriile. Știți probabil, la fel de bine ca mine, că deși poliția lucrează la un caz și compania de asigurări își pune asesorii la treabă. Se pare că în acest caz nu s-a întâmplat nimic. Cred că ei vor plăti înainte să se termine luna, domnule Major. Numai dacă nu... Van Dane se uită la Callahan. Numai dacă nu, spuse el, numai dacă în acest timp compania nu se convinge că a fost o treabă făcută din interior și că cineva interesat financiar de bijuterii nu le-a furat. A mai fost și până acum, domnule Major, cereri false adresate companiilor de asigurări. Bănuiesc că au fost, spuse Majorul. Da, este cumplit să gândiți așa ceva. Singurii care locuim în această casă sunt cele trei fiice ale mele și eu. Bineînțeles că niciunul dintre noi nu am fi putut face așa ceva. Mai sunt și servitorii, da, fiecare dintre ei a crescut practic în această familie. Știm totul despre ei. Este imposibil de făcut o legătură între ei și acest jaf. Callahan spuse, n-a fost nimeni care să lucreze aici, vreun grădinar sau vreo cameristă, și care să stea numai câteva săptămâni, care să fie avut combinația seifului și să o fi dat unor asociați din exterior? Nu, spuse maiorul, n-am avut. Callahan spuse, știți, domnule Major, sunt vreo câteva lucruri legate de acest furt care nu sunt prea limpezi. A fost o coincidență că oricine ar fi furat marfa știa că va fi în casă în seara aceea. O altă coincidență, faptul că au știut să intre în casă fără a deranja pe nimeni. Și a treia coincidență este faptul că au știut combinația seifului. Nu-mi place. Van Dane spuse, și ce vă propuneți să faceți? Aveți o idee despre modul în care veți începe? Callahan ridică iar din numeri. Cum aș putea, spuse el. Trebuie să vă amintiți că acest furt a avut loc acum 3 luni. Ați raportat direct poliției locale, care ar fi trebuit să se intereseze despre orice străin din vecinătate. Ei trebuie să fi verificat pe toată lumea și oricine are marfa nu se grăbește să o vândă. Callahan scoase portigaretul și-și aprinse o țigară. Am înțeles că mă aflu aici, mai ales datorită nepotului dumneavoastră, Lancelot Van Dane, spuse el. Și nu cred că este o idee rea. Adică, în faptul că s-a angajat un detectiv particular în acest caz, în timp ce poliția se ocupă încă de el, arată companiei de asigurări că cel puțin vă dați osteneala. Ar fi nostim să găsim bijuteriile. Van Dane spuse, ar fi minunat. Bijuteriile sunt în familia noastră de sute de ani. Nu mi-ar place să cred că sunt pierdute pentru noi, mai ales pentru Lancelot, care, după cum știți, ar fi devenit proprietar de drept în condițiile testamentului original. Oftă. Da, să sperăm că va fi bine, Mr. Callahan, spuse. Între timp, poftiți în salon. Aș vrea să le cunoașteți pe fiicele mele. Callahan stinse țigara, spuse. Așteptam cu nerăbdare să le cunosc. Își urmă gazda. Clarissa Van Dane stătea în fața căminului, din salonul spațios cu lambriuri de stejar și bea un pahar de sherry. Era înaltă și subțire,
Fața era foarte albă și ochii mari, castanii, se uitau amuzați la Esmi, care era răsturnată pe un scaun lângă foc. Audrey Van Dane, care scria o scrisoare la o măsuță lângă ușa dinspre terasă, se ridică în clipa în care majorul și Callahan intrară în cameră. Van Dane spuse, iată-le pe cele trei fiice ale mele, Audrey, Clarissa și Esmi. Dragele mele, acesta este Mr. Callahan, care sper că va găsi bijuteriile noastre. Callahan zâmbi. Ochii lui o urmăriră pe Esmi, care și aranja fusta cu cochetărie, apoi pe Clarissa, care se uita la el pe sub genele lungi și pe deasupra paharului de sherry. Audrey nu zâmbea. Era greu să nu-și arăste ostilitatea în priviri. Callahan îi zâmbi mai mult. Esmi îi spuse Clarissei. Vom sfârși conversația după aceea. Nu sunt niciodată nepoliticoasă în fața musafirilor. Clarissa se strâmbă. Nu, zise ea. Și de când ești atât de politicoasă? Îi spuse lui Callahan. Suntem o familie extraordinară, Mr. Callahan. Vă veți da seama repede. Nu avem decât o problemă serioasă. Esmi. Esmi spuse. Mr. Callahan, sora mea nu se poate abține să fie puțin răutăcioasă, vreau să spun. Van Dane spuse. Copii, vă rog. Audrey spuse. Esmi, ai un limbaj groaznic. Vrei să-mi spui, Audrey, că Mr. Callahan n-a mai auzit cuvântul răutăcioasă până acum? Esmi își ridică paharul de sherry de pe măsuța de lângă ea. Audrey spuse, probabil că Mr. Callahan a auzit o mulțime de lucruri, dar nu trebuie să le audă și la Margrow. Esmi zise, eu am crezut întotdeauna că un detectiv particular trebuie să știe ce este mai rău, iar Clarissa este rea. Clarissa spuse, te repeți, draga mea. În ceea ce mă privește, mi se pare grozav să avem un detectiv particular în casă. Îi aruncă o privire leneșului Callahan. De data aceasta, spuse Esmi, sunt de acord cu tine. Cred că în seara aceasta te va lua pe balcon și îți va stoarce toată povestea vieții. Clarissa spuse, ar fi interesant, dar cred că nu este posibil. N-ar putea să stea aici atât cât ar dura. Van Dane spuse, Mr. Callahan, nu trebuie să le iei pe fiicele mele în serios. N-o vorbesc cu răutate. Callahan spuse, desigur că nu. Apropo, continuă el adresându-se celor trei fete, veți fi acasă în seara aceasta? Clarissa spuse, știam. Ne va supune unui interogatoriu. Va fi precum procurorul general din filmele cu gangsteri. Nu neapărat, spuse Callahan, dar vreau să vorbesc cu toate despre ce s-a întâmplat în noaptea furtului. Vreau să știu unde ați fost, dacă ați auzit sau ați observat ceva. Este doar o chestiune de rutină. Esmi spuse, îmi pare teribil de rău, Mr. Callahan. Mi-ar plăcea foarte mult, dar am o întâlnire în seara aceasta. Se uită la Clarissa. Clarissa spuse, aceasta îmi reamintește că și eu am o întâlnire. Mâine nu se poate, Mr. Callahan? Mâine ar fi excelent, spuse Callahan. Esmi spuse, poate că ar fi o idee bună dacă v-ați ocupa de Audrey în seara aceasta. Mi s-a părut întotdeauna puțin misterioasă. Clarissa zise, categoric. Audrey răspunse, este ridicol. Stevens intră cu pahare de sherry. După un minut sosi și Nichols. Majorul îl prezentă și pe el. Nichols spuse, nu știu ce credeți dumneavoastră, doamnelor, dar eu am impresia că va fi unul dintre cele mai interesante cazuri din viața mea. Clarissa îi aruncă o privire. Mr. Nichols, spuse ea, arătați ca un bărbat cu multă experiență. Într-o zi trebuie să ne întâlnim în grădină și să-mi povestiți. Nichols spuse, de ce nu? O facem. Stevens reapăru și anunță că masa era servită. Cu toții s-au dus în sufragerie. Pe drum Nichols îi șopti lui Callahan. Slim, am crezut că o să fie bine, dar acum, după ce le-am văzut pe păpușelele astea, știu că o să fie o nebunie. Începeau să se lase primele umbre. Callahan stătea la marginea îndepărtată a pajiștii în spatele lui Margrove Manor. În fața lui, de cealaltă parte a gardului viu, câmpia se desfășura până la marginea dealurilor. Callahan se întoarce și plecă către casă. Între pajiște și veranda acoperită care înconjura spatele casei se ridica o serie de terase. Callahan, care era un iubitor de atmosferă, rămase acolo simțind vântul răcoros al serii pe față și se gândi că dacă ar avea de ales între bijuteriile Van Dane sau Margrove, ar alege casa.
Nichols apărut dintr-o latură a casei. Callahan se îndreptă spre el. Nichols zise, îmi place. Este genul de viață care îmi place. Aer plăcut, femei frumoase, mâncare bună. Zâmbi lui Callahan. Clarissa și Esme nu se plac foarte mult una pe cealaltă, nu? Întrebă el. Nu atât cât să observi, spuse Callahan. Mă întreb care-i motivul. Nichols zise, mi se pare că Clarissa este una din tipele acelea care trebuie să-și bage nasul în afacerile altor femei. Callahan dădu din cap. Și eu m-am gândit la asta, zise. Cel mai ușor lucru pentru două femei ca să se certe este un bărbat. Am fost până la garaj, continuă Nichols. Grădinarul umflă una din roțile mașinii lui Esme și apoi va umple rezervorul pentru Clarissa. Acestea două pleacă pe undeva. Callahan spuse, ascultă, Wendy, întoarce-te la garaj și stai pe acolo. Când iese Esme, întreabă dacă te poate duce până la Kingsbridge. Oriunde s-ar duce, trebuie să treacă prin oraș. Roagă să te ducă până acolo. Dacă da, scoate mașina închiriată din garaj și du-te la Yard Arm. Uită-te pe acolo și vezi dacă poți să afli ceva. În regulă, zise Nichols și plecă. Callahan urcă treptele terasei către casă. Se așeză într-un fotoliu pe balcon, își aprinse o țigară și începu să facă rotocoale de fum. O voce spuse moale, Mr. Callahan! Callahan se ridică. Era Audrey Vendane. Uitându-se la ea în semi-întuneric, Callahan se gândi că, exceptând temperamentul, după părerea lui, ea avea mult mai mult decât Clarissa, cât și Esme. Îi plăcea croiala rochiei ei negre de seară. Spuse amabil, o seară plăcută, nu-i așa? Ea răspunse rece. Poate, domnule Callahan, dar îți imaginez că nu vreau să vorbesc cu dumneata despre seară. Nu? Zise Callahan. Dar despre ce vrei să vorbești? 300 de lire, zise ea. Zâmbi cinic. Întotdeauna mi s-a spus că detectivii particulari sunt niște oameni ciudați, continuă ea, dar nu mi-am putut imagina că vei avea obrăznicia de a face ce ai făcut. Callahan scutură țigara și spuse încet. Adică să iau 300 de lire de la dumneata ca să nu mă amestec în acest caz și apoi să o fac? Exact, spuse ea. Callahan spuse, Miss Vendane, nu cred că ești proastă. Oricare ar fi părerea dumitale personală despre detectivii particulari, în general sunt considerați inteligenți. Trebuie să recunoști că a fost o prostie din partea dumitale să încerci să mă mituiești pentru a nu mă ocupa de această investigație. Trase adânc din țigară, apoi continuă. Evident că un detectiv particular care nu este cinstit ar face ceea ce am făcut și eu. Ar păstra banii și tot s-ar ocupa de afacere. Zâmbi. Oricum, ieri mi s-au plătit 250 de lire de către avocații tatălui dumitale. Dacă, pe de altă parte, detectivul ar fi cinstit, presupunând că așa ceva ar fi posibil, și că ar vrea să facă o treabă curată, atunci cel mai bun plan ar fi să te joace pe dumneata pentru a afla de ce vrei să renunțe la caz. Oricum, n-ai putea să zici nimic. Ochii ei aruncau săgeți, zise. Ți-am spus de ce nu ești dorit aici. Poate, zise Callahan, zâmbea. O mulțime de oameni îmi spun mie multe lucruri, dar eu nu trebuie să-i cred. Se uită la el cu ochii larg deschiși de uimire. Mr. Callahan, zise ea, vreți să spuneți că mint? Nu, zise Callahan, nu vreau să-ți spun nimic, dar am să-ți expun niște fapte pentru a te gândi la ele. Când m-ai sunat la birou alaltăieri seară și mi-ai fixat întâlnirea la Clubul Ventura, n-am întrebat de ce. Tăcu, i-a spuse. Ce interesant! Callahan zâmbi. Va fi și mai interesant, spuse el. Îți voi spune de ce ai făcut-o. Aveai motive pentru a fixa întâlnirea la Clubul Ventura, deoarece, înainte de a mă vedea pe mine, voia să-l vezi pe Gabby Ventura. Te-ai gândit că ar fi bine să ai ceva muniție cu care să mă mituiești dacă este necesar. Callahan se opri, scutură țigara și se uită la ea. Într-un colț al gurii avea un zâmbet cinic. Deci, întrebă el. Ea nu spuse nimic și el continuă. A ajuns la Clubul Ventura mai devreme și a împrumutat 300 de lire de la Gabby Ventura. Apoi a așteptat afară până am apărut eu. Ciudat, continuă Callahan, dar eu m-am întors la club mai târziu. Voiam să-l văd pe Lancelot. Am făcut un poker cu Lancelot, Gabby și un alt bărbat.
Am pierdut niște bani și mi-am plătit pierderile cu una din bagnotele de 50 de lire pe care mi le dăduseși. Zâmbetul lui Callahan se lății. Ieri de dimineață, continuă el, Gabby Ventura a venit la mine la birou, încercând să afle de unde aveam bagnota. Mi-a spus că împrumutase cuiva niște bani în seara precedentă. Bineînțeles că îl interesa să știe cum și de ce ajunsese bagnota aceea de 50 de lire în mâinile mele. Zâmbetul lui Callahan se modifică, deveni aproape angelic. Și zici că nu minți, nu? Miss Van Day. Ea stătea uitându-se pe deasupra teraselor și nu spunea nimic. Callahan stinse țigara și aprinse alta. Ciudat este, zise el, că nu cred că minți cu adevărat. Imediat ce l-am văzut pe tatăl dumitale, am înțeles că dorești să eviți orice problemă. Este un om bolnav, dar tehnica dumitale nu a fost prea inteligentă. Dacă aș fi în locul dumitale, aș ține minte pe viitor că detectivii particulari pot fi necinstiți, dar rare ori proști. Cel puțin, acesta de aici nu este. Ea zise, Mr. Callahan, de ce crezi că mă interesează ce gândești? Și ăsta e tot un bluf, zise Callahan. Ne interesează cumplit ce gândesc și eu știu asta. Problema este că faci parte din acei oameni care încă mai trebuie să învețe că cinstea este cea mai bună politică. Zâmbetul îi descoperi dinții albi. Am să fac un mic pariu cu dumneata. Înainte de a încheia această afacere, îmi vei spune ce ai în cap. Într-adevăr, zise ea sarcastic. Și bineînțeles, știi de ce am să o fac. Am o bănuială, zise Callahan. Orice ai crede, pot să fiu folositor când oamenii sunt la strâmtoare. Și mi se pare că dumneata ești. Ea se întoarse pe călcâie și dispăru pe ușa terasei. Callahan coborâ către terasă, fumând și savurând aerul de seară. Capitolul 4. Petrecere în 3. Undeva în Manor House, un ceas bătu 11. Callahan se gândi că clinchetul plin de rezonanță avea o notă antică ce putea fi asociată cu o fantomă fără cap, rătăcind jucăuși pe coridoarele întunecate, îmbrăcat în stejar. Stătea întins în patul din camera lui, privind spre tavan și se întreba de ce nu-i plac lambriurile de stejar, chiar și atunci când sunt înviorate de cretoane alese cu gust. După un moment înțelese că, de fapt, nu se gândea la lambriuri sau la cretoane. Mintea era concentrată la Audrey Van Dane. Deci, trebuie să cunoști foarte bine un bărbat ca Gabby pentru a împrumuta 300 de lire, dacă ești femeie. Se ridică, aprinse lumina, își îndreptă cravata, se duse la dulap și scoase o sticlă de whisky și un pahar. Bău 5 degete de whisky, își aprinse o țigară și coborâ. Când ajunse în hol, începu să tușească. Tuși o vreme, apoi își puse din nou țigara în gură și se îndreptă spre ușă. În spatele lui, pe culoar, se deschise o ușă. Se auzi vocea lui Audrey Van Dane. Oh, domnule Callahan! Callahan se întoarse și zâmbind vesel spuse. Bună, Miss Van Dane! Îmi pare o noapte frumoasă. M-am gândit să ies și să o privesc. Nu vii și dumneata? Ea răspunse scurt. Nu, mulțumesc. Se îndreptă către el și se opri cam la o jumătate de metru. Callahan spuse în sinea lui. Nu mă place deloc. Și nu e sigur de ce. Se gândește cât sunt de ticălos și cât de mult poate să mă păcălească. E sătulă până în gât de cele 300. Îi zâmbi amabil. Ea spuse. Am vorbit cu tatăl meu și am ajuns la o concluzie. Dar interesa și pe dumneata. Callahan nu spuse nimic. Eu cred, și tatăl meu este de acord cu mine, că în condițiile de acum ar trebui să amânăm cererea prezentată la Sphere International. Este evident din atitudinea lor că ceva nu este în regulă cu cererea. Și pe de altă parte, poliția nu a avut timp să-i găsească pe vinovați. Ne-am propus să le mai dăm puțin timp. Dacă dau greș, putem formula cererea când lucrurile vor fi mai clare. Callahan spuse, ar fi o idee bună dacă ar merge. Ce-ar fi o idee bună, Mr. Callahan? Întrebă ea. Zâmbetul lui era serafic. Ar fi o idee bună dacă aș crede în așa ceva și dacă l-aș lăsa pe Maior să creadă și el. Dacă aș crede în așa ceva, aș face bagajele și aș pleca, pentru că nu aș avea nimic de făcut aici. Ei bine, n-am să fac asta. Am să stau aici până când am să pun mâna pe ceva palpabil. Dacă nu am chiar acum ceva palpabil.
Ea se întoarse cu un gest supărat și plecă spre scări. Se opri cu piciorul pe prima treaptă și se întoarse pe jumătate. Lui Callahan îi plăcu. Avea glezne încântătoare, rochia îi cădea grațios și poziția capului era așa cum ar fi trebuit să fie. Observă că în lumina din hol părul ei avea nuanțe roșcate. Mi-a spuse, ești un om imposibil. Poate, zise Callahan, dar cel mai bun lucru pe care poți să-l faci este să mă suporți. Altfel, am să-i spun maiorului că te-ai repezit în oraș cu scopul de a-l înduioșa pe cel mai nemernic proprietar de club de noapte din Londra, ca să-ți dea 300 de lire să mă cumperi la numai câteva minute după ce avocații tatălui dumitale m-au angajat în afacerea asta. Nu cred că ți-ar plăcea. Ea zâmbi. Zâmbetul era neplăcut. Poate că nu, zise ea, dar nici dumitale nu ți-ar plăcea, ca tatăl meu să știe că după ce ai acceptat cazul, ai luat banii de la mine și ai păstrat. El rânji. Bănuiesc că ai să-i spui, nu? Faptul că am păstrat cele 300 de lire este cel mai sigur lucru pe care l-am făcut vreodată. Nu poți să faci nimic în privința asta. Este unul din acele lucruri pe care trebuie să le accepti ca atare și să-ți placă. Ea își lua piciorul de pe scară și se așeză în fața lui. Fața îi era roșie. Spuse, controlându-și vocea. Bănuiesc că face parte din tehnica unui detectiv particular, să fie cât se poate de insolent cu putință. Vocea era plină de dispreț. E corect, spuse Callahan vesel. Trase adânc din țigară și începu să tușească. Nenorocitele astea de țigări, explică el. Le fumez tot timpul și am o tuse tabagică permanentă. Ea spuse, trebuie să mă intereseze? El îi zâmbi. Am uitat. Neînțeles că nu, zise el. Și apropo de insolență, mi-am dat seama că nu este rău. Uneori, opții o reacție. Oamenii sunt mai înclinați să spună adevărul când sunt supărați. Și îmi place să mă uit la dumneata când e supărată. Stă bine. Ea răspunse sarcastic. Ești groaznic de inteligent, nu? Și psiholog. Bănuiesc că le știi pe toate. E, nici chiar așa, spuse Callahan. Știu doar puține. Da, știu un lucru sigur. Expira încet fumul de țigară. Mâine, continuă el, tatăl dumitale, dumneata și eu vom avea o întâlnire. Am să spun niște lucruri pe care cred că ar fi bine să le auzi. Sau poate că ai prefera să am conversația asta numai cu dumneata. Expresia ei se modifică, spuse repede. Ți-am spus că tatăl meu este un om bolnav. Bineînțeles, aș face orice ca să-ți scutez de probleme. Prostii, zise Callahan amabil. De fapt, ți-e frică să nu te dai în spectacol. Bănuiesc că ți-ai bătut joc de bietul bătrân și crezi că probabil am ghicit cum ai făcut-o. Ea își ținu răsuflarea. Aproape că se sufocă de furie. Spuse cu o voce joasă. Sunt momente în care cred că te-aș putea ucide. Ești persoana cea mai detestabilă pe care am întâlnit-o vreodată. Callahan spuse. Da, e ceva. Nu mă interesează ce simte o femeie atât timp cât nu e total dezinteresată. Ea se întoarse repede și începu să urce scările. Callahan o privea. Fiecare mișcare vorbea despre furia care o stăpânea. Undeva, pe hol, zbârnâi un telefon. După un moment a apărut Stevens, care spuse, Mr. Nichols, la telefon, domnule, dorește să vorbească cu dumneavoastră. Callahan merse pe coridor către nișa unde era telefonul. Apucă receptorul. Stevens dispăruse. Nichols spuse, Slim, ține-te bine. Esmi m-a adus până la Kingsbridge. Credeam că tu știi să conduci mașina. Da, modul cum conduce păpușica asta e senzațional. Mă mir că mai sunt întreg. Callahan spuse. Și? M-a lăsat și și-a continuat drumul către Totnes Road. Am scos mașina din garaj și m-am dus după ea. Bănuiam că se duce la Yardarm. Într-adevăr, așa a fost. Acum este acolo. Și Clarissa. Ambele mașini sunt parcate în spate. Callahan întrebă. Mai e deschis? Nichols spuse. Nu, dar e ceva ciudat. M-am fuțuit pe afară, ascuns în spatele unui guard view. Când s-a închis, Esme și Clarissa au ieșit prin spate împreună cu un tip. Au traversat o livadă și s-au dus în alt loc. Un fel de vilă mai mare, în spate. Am stat pe acolo puțin să văd dacă ies, dar nu au ieșit. Așa că am încercat altceva. M-am dus și am bătut la ușa din spate. I-a deschis un tip, da, nu tipul cu care intraseră fetele.
I-am cerut niște apă pentru mașină. Când a intrat să-mi aducă, a aprins lumina și era cât pe aici să fac un atac. Cine crezi că-i băiatul? Callahan zise. Și eu ce trebuie să fac? Să încerc de trei ori să ghicesc? Scuză-mă, zise Nichols. Îți aduce aminte de tipul care era portar la bomba aceea lui Ventura? Clubul Baxter's din Soho. Rupi Falloner. Ei bine, el era. Îți dai seama ce surpriză. Îmi imaginez, zise Callahan. Te-a recunoscut? Nu, răspunse Nichols. Am rămas în întuneric. De unde vorbești? Întrebă Callahan. Sunt într-o cabină telefonică pe drum, răspunse Nichols. Cam la o jumătate de milă de yardarm. Callahan spuse. Vin imediat. Cred că e timpul să se întâmple ceva. Dacă nu, o să o provocăm noi. Vin cât pot de repede. În regulă, zise Nichols. O să mă fuții pe aici, o să mă uit la lună. Oricum, în seara asta sunt într-o dispoziție poetică. Callahan închise. Urcă la el în cameră și își luă un par de siu. Sună. Coborâ și se întâlni cu Stevens în hall. Spuse. Stevens, s-ar putea să întârzi astă seară. Ai cumva o cheie de rezervă? Da, domnule, răspunse majordomul. Mă duc să o aduc. Așteptându-l pe Stevens să se întoarcă, Callahan se plimbă de colo-colo pe hall. Părea mulțumit. Era intrigat de vestea lui Nichols că Rupi Falloner era în căsuța din spatele lui Yardarm. Se întreba de ce. Stevens se întoarse cu cheia și i-o dădu lui Callahan. Sper că lucrurile merg bine, domnule, și sper că nu sunt prea curios. Dar aveți cumva vreo idee, domnule? Și pe noi ne interesează foarte mult. Callahan rânji. Am pus mâna pe criminal, Stevens, zise el. Cred că știu cine a furat bijuteriile Van Dyne. Ochii majordomului se lărgiră. Dumnezeule, Mr. Callahan, zise el. Cine a fost? Moș Crăciun, zise Callahan și ieși. Era lună plină. Șoseaua din fața Jaguarului era ca o panglică cenușie. Nichols ieși din întuneric și se așeză în mijlocul drumului. Se sui în mașină și spuse. Am parcat mașina pe câmp, la vreo 200 de metri mai jos pe dreapta. Poarta este deschisă. Ce-ar fi să parchezi și tu tot acolo? Callahan dădu drumul la ambreiaj. Intră pe poarta deschisă și parcă mașina lângă lui Nichols. Întrebă. Unde-i căsuța Windy? La vreo 20 de metri mai jos pe drum, răspunse Nichols. Pe stânga este Yard Arm, are un semn afară. Chiar pe lângă ea este o cărare care trece printr-o livadă. Căsuța era chiar în fața lui, ascunsă printre copaci. Era o clădire mare cu două etaje, formată evident din două sau trei căsuțe unite într-una singură. Pajiștea care o înconjura era bine întreținută și ferestrele camuflate cu grijă. Callahan deschise poarta, o luă pe cărare și bătu la ușă. Stătu acolo privindu-și capătul aprins al țigării. Ușa se deschise după un minut. Callahan, uitându-se peste bărbatul care stătea în ușă, văzu holul casei luxos și bine mobilat. Apoi îl privi pe bărbat. Avea cam 35 de ani, părul negru ondulat, o față aproape arătoasă și bărbia hotărâtă. Era bronzat. Ochii lui Callahan, alunecând de pe figura bărbatului pe cadrul ușii, văzu placa cu numele lui. Malmesbury, spuse. Mă numesc Callahan. Stau la Margaret Manor. Știu că Esme și Clarissa Van Dyne sunt aici. Bărbatul spuse. Da? Ridică sprâncenele. Tonul vocii era jumătate cercetător, jumătate insolent. Callahan continuă. Cred că majorul nu se simte prea bine, zise el mințind cu ușurință. Miss Van Dyne era puțin tulburată din cauza lui și crede că fetele ar trebui să se întoarcă acasă. Celălalt spuse. De unde să știu că sunt aici? Callahan spuse. Asta-i treaba mea. Bărbatul din ușă ridică din numeri. Dacă vrei să fii nepoliticos, spuse el. Nu vreau să fiu nepoliticos, spuse Callahan. Dar de ce n-ar trebui să știe nimeni unde sunt? E secret? Bărbatul din ușă se dădu înapoi. Callahan observă că era destul de înalt și de musculos, dar se mișca ușor. Spuse, nu e niciun secret. Poate că am fost prea brusc. Intră. Numele meu este Blaze. Încântat de cunoștință, spuse Callahan. Păși în hall. Blaze închise ușa în spatele lui. Esme apăru din cealaltă parte a hallului. Se întoarse și vorbi în camera din spatele ei. Dumnezeule, spuse ea, este Mr. Callahan. E grozav. Lucrează repede, nu? I se adresă lui Callahan. Să nu spui că n-ai avut răbdare până mâine pentru a ne interoga.
Clarissa ieși din cameră. Stătea în spatele lui Esme. Esme murmură. Uneori trei înseamnă petrecere. Da, cred că patru înseamnă aglomerație. Callahan spuse. Și eu la fel. Continuă. Miss Van Dane m-a rugat să vin aici și să vă spun că este îngrijorată în privința maiorului. Este teamă să nu facă iar un atac. S-a gândit că poate vă întoarceți. Figura lui Esme deveni serioasă. Trecu pe lângă Blaze și ieși. Clarissa era în spatele ei. Se opri când ajunse lângă Callahan și spuse. Cred că ar trebui să vă cunoașteți. Dragul meu, William, iată-l pe domnul Callahan, prințul detectivilor particulari, Mr. Callahan, Mr. William Blaze. Cred că e un dulce, nu-i așa, William? Blaze rânji. Dacă vrei să știi de ce cred că este un dulce, continuă Clarissa, este pentru că i-a picat cu troncul lui Esme. Și singura mea distracție aici este să-i suflu iubiții lui Esme. De aceea, Mr. Callahan, aveți un motiv logic pentru care cred că William este un dulce. Se simte ușurat că a trebuit să plecăm. Știu că are o întâlnire undeva. Blaze zise, de o oră aștept să plec la Exeter. Dar, ca întotdeauna, am fost un domn. Voi ajunge acolo pe la trei. Bietul, William, spuse Clarissa. Ce păcat! Noapte bună, dulcele meu, William! La revedere, Mr. Callahan! Ea ieși. Callahan se uită la Blaze. După un minut spuse, o treabă bună dacă poți să o faci. Blaze răspunse, ce vrei să spui exact? Callahan zise, nu știu, dumneata probabil da. Noapte bună. Ieși pe ușă și plecă prin livadă. De undeva, din vecinătate, a auzit pornind mașinile lui Clarissa și Esme. Se întoarse în șosea. Așteptă până văzu luminile mașinilor fetelor dispărând, apoi se îndreptă către poarta dinspre câmp. Nichols ședea pe locul șoferului din mașina închiriată, fuma și privea luna cu mâinile la spatele capului. Nu ți-a trebuit mult să spargi petrecerea, Slim? Cum ai reușit? Callahan zise, le-am spus că bătrânul e pe cale de a face un nou atac. Au hotărât să se întoarcă acasă. Ar fi bine să te întorci. Du mașina în garaj la Margro. Am lăsat ușa deschisă. Nichols spuse, bine, tu nu vii? Callahan zise, nu. Vreau să am o mică discuție cu Fellner. Nichols ridică din sprâncene. Da, celălalt tip? Întrebă el. Callahan spuse, nu se pare că se duce la Exeter. Am să aștept puțin și am să văd. Nichols spuse, înțeleg, ai să folosești vechiul sistem. Callahan zâmbi. De ce nu, Windy? Zise el. Callahan se urcă în Jaguar și rămase acolo fumând. Aștepta sunetul unei mașini. Se întrebă cine este Blaze. Așteptă 10 minute, apoi coboră din mașină, aruncă mucul de țigară în iarba umedă și o porni pe drum ascuns după tufișuri. Se îndrepta către Yardarm. După ce merse vreo 20 de metri, din dreapta clădirii Yardarm ieși o mașină lungă și joasă care o lua la stânga. Callahan trecu prin livadă. Ocoli clădirea. În spate, lângă o țeavă de apă vopsită în alb, era o ușă. Callahan bătu. După un minut se auziră niște zgomote din interior, apoi zgomotul unui zăvor care se trase. Callahan zise, bună seara, Rupi! Cineva din interior spuse, ce dracu! Callahan! Așa este, zise Callahan. Ieși afară, Rupi, vreau să vorbesc cu tine. Fellner ieși în ușă. Era foarte mare. Avea umeri foarte lați, arăta ca un boxer. Mâinile îi atârnau pe lângă el ca ale unei gorile. Spuse, și dacă nu vreau să vorbesc cu tine, ce dracu vrei? Ce se petrece aici? Este al doilea tip care mă trezește noaptea asta. Callahan spuse, știu, primul a fost Nichols. Nu le-ai recunoscut. Nu mai ai privirea la fel de bună. Fellner răspuse, las-o moartă, ce vrei? Callahan aprinse o țigară și spuse, vreau să știu ce faci aici. Fellner spuse cu un ton slab, și dacă te-a spune să-ți vezi dracu de treburile tale? Callahan își luă țigara din gură în mâna stângă. Aproape simultan se aplecă înainte pe vârful piciorului stâng. Dreapta îl surprinse, se întâi pe Fellner direct în gură. Uriașul căzu pe spate. Callahan păși înăuntru. Când Fellner se ridică în genunchi, Callahan întinse mâna stângă și își vârâ degetele după gulerul lui Fellner. Îl ajută să se ridice.
Când aproape se ridicase, Callahan îl lovi din nou. Fariner se prăbuși cu o bufnitură. Prin ușă intra o rază de lună. În partea cealaltă a camerei, Callahan văzu un comutator electric. Se duse și aprinse lumina. Fariner se ridicase în picioare. Avea umerii cocoșați ca un taur. Gura-i sângera. Se uită la Callahan. Spuse: Am vrut întotdeauna să te snopesc în bătaie, Callahan. Și acum, pe Dumnezeul meu, c-o fac. Callahan rânji și spuse: Nici o lege nu te împiedică să încerci, Rupi. Sper că ai o condiție mai bună decât atunci când lucrai pentru Gabby și aruncai afară din clubul Baxter's homosexualii băuți. Fariner mormăi ceva printre dinți și se mișcă repede înainte. Callahan puse mâna pe spatele unui scaun de bucătărie care se afla sub comutator. Îl roti deodată către Fariner și lovi exact peste fluierele picioarelor. Fariner înjură vârtos. Sări la Callahan cu agilitate surprinzătoare și îi răsuci o stângă. Callahan prinse pumnul cu dreapta, întinse mâna stângă și l-apucă pe Rupi de încheietura mâinii drepte. Degetele îi se opriră ușor la puls. Fariner începu să urle. Callahan l-apucă cu mâna dreaptă de degete și presă puțin. Fariner zbieră. Fruntea era acoperită de sudoare. Callahan spuse: Întotdeauna voi prefera judoul tacticilor demodate de luptă, Rupi. Este una dintre cele mai plăcute prize de mână japoneze pe care le cunosc. Dacă încerci să te miști într-un fel, îți rup cel puțin două degete. Vrei să încerci? Lăsă priza și-și puse mâinile în buzunar. Rupi se duse în cealaltă parte a camerei și se așeză. Își mângâia încheietura și-și masa degetele. Necazul cu tine, Rupi, este că bătaia a fost întotdeauna punctul tău tare. Și ai crezut că așa se rezolvă orice treabă. Dacă ești așa de deștept, cum crezi, lași deoparte orice idee de duritate și încep să gândești. Ai dat de dracu, Rupi. Fariner spuse: Și despre ce naiba vorbești? Ai nimerit greșit, pe cuvânt. Callahan ridică scaunul căzut, se așeză, se gândea repede. Își imagina cea mai bună cacealmea pe care ar putea să o folosească. Spuse: Rupi, tu știi foarte bine că întotdeauna știu ce fac. Fariner mormăi: Nu știu despre ce vorbești. Ai noroc că Blaze nu e aici. Dacă era, o pățeai. Poate că te snopea. Callahan rânji și spuse: N-aș fi așa de sigur, Rupi. Și pentru că pare atât de neajutorat, poate că vrei să afli de ce cred eu că ai dat de dracu. Acum 3 luni s-au furat niște bijuterii din casa Van Dale. Înțelegi? Și cred că nu e prea bine pentru tine, cu cazierul pe care l-ai, să fii pe aici. Callahan scoase portigaretul și alese o țigară. Continuă: Poliția probabil că te-a trecut cu vederea când a făcut verificări. Fariner zâmbi. Părea ușurat. Spuse: Înțeleg. Deci încerci să mă legi de furt, nu-i așa? N-ai să poți. Nu eram aici când s-a furat marfa. Sunt aici numai de 3 zile. Ce părere ai, domnul știe tot? Nu mă deranjează, zise Callahan. Nu dovedește nimic. Foarte bine, Rupi. Dacă ești așa de sigur pe tine, am să vorbesc cu Alperton, ofițerul de la Scotland Yard, care se ocupă de acest caz. Cred că ar vrea să stea de vorbă cu tine. Asta, bineînțeles, dacă nu vrei să stai de vorbă cu mine. Fariner spuse: Nu-mi fac probleme și nu am de ce să mă tem. Dar nici nu vreau să am de-a face cu copoii. Știi că nu-mi plac. Bine, Rupi, zise Callahan. Atunci, hai să fim prieteni. Poate în felul acesta nimeni nu va păți nimic sau, cel puțin, nu mai mult decât au pățit ceva. Callahan se ridică, ocoli masa din bucătărie și se așeză pe marginea ei, uitându-se la Fariner. Știi, Rupi, tu nu ești genul de om care să-și găsească o slujbă în inima ținutului Devonshire ca îngrijitor sau servitor sau ceva în genul ăsta. Pur și simplu pentru că îi place aerul curat. Așa este, nu? Ce faci aici? Fariner nu spuse nimic. Callahan continuă. De 6 sau 7 ani lucrezi pentru Gabby. Ai lucrat în toate cluburile pe care le-a avut. Dacă a fost o treabă murdară de făcut, ai fost băgat în ea până peste cap. Aici se termină o grămadă de lucruri ciudate. Și faptul că ești aici îmi arată că și Gabby este interesat. Cel mai bun lucru pe care îl poți face este să vorbești. Fariner spuse: Bun, e în regulă. Oricum nu contează. Am venit aici și am primit slujba asta pentru că așa mi-a spus Gabby. Înțeleg, spuse Callahan. Deci Gabby știa că slujba este disponibilă.
Nu știa, zise Fălinăr. A fost un anunț într-un ziar. Șeful a văzut și mi-a spus să răspund. Callahan dădu din cap. Și ce trebuie să faci? Să stau pe aici cu ochii pe Blaze, zise Fălinăr. Gabi s-a gândit că plecarea lui este prea bruscă. Voia să știe unde se duce. Voia să știe orice pot afla. Callahan se ridică și spuse. Ascultă-mă pe mine, Rupi. Nu te amesteca. Părerea mea este că o să fie ceva necazuri pe aici. Dacă aș fi în locul tău, aș feri. Mie îmi spui, spuse Fălinăr. Cred că am avut toate necazurile posibile. Mă retrag. Nu, nu te retragi, zise Callahan amabil. Ai să stai unde ești și n-ai să-i spui lui Gabi că m-ai văzut. Această micuță conversație să rămână un secret între prieteni, da? Se îndreptă spre ușă. Rămase un moment uitându-se la livadă în lumina lunii. Apoi se întoarse și spuse. Rupi, îți amintești de tipul care a fost ucis acum un an de zile la clubul Baxter? Cel care a fost găsit în alee? Cred că acest caz nu este considerat închis încă. Poliția vrea să știe cine l-a aruncat pe geam. Poate că le spui tu. Fălinăr spuse răgușit. Ești un nenorocit, asta ești. Dacă nu poți să obții un lucru într-un fel, încerci cu orice altă modalitate. Callahan rânji. Așa e, Rupi. Facem treabă cumva și cui dracu-i pasă cum. Nu-ți băga nasul și vezi cum te porți. Dar, dacă te ridici împotriva mea, te amestec în afacerea Baxter și știi că vorbesc serios. Noapte bună, Rupi. Callahan se așeză la volanul Jaguarului. Stătu mult timp privind câmpia. În cele din urmă își puse mânușile, aprinse o țigară și porni mașina. Merse încet până la Margaret, bucurându-se de aerul nopții. Nichols îl aștepta în fața garajului. Cred că citești gândurile, Slim, zise el. M-am gândit să fiu primul care să spună vestea. Callahan ridică sprâncenele. Ce s-a întâmplat, zise el. Ești al naibii de ciudat, zise Nichols. Te-ai dus la Yard Arm și le-ai spus fetelor o poveste falsă despre un atac al bătrânului. Și când au ajuns aici, era adevărat. A avut un atac de cord. Capitolul 5. Bilețel pentru Clarissa. Era 11 și 10 minute. Nichols pescui un Lucky Strike din buzunar, îl puse în gură și reciti bilețelul de la Callahan. Încearcă să-i vorbești Clarissei după micul dejun. Dă-i întâlnire la cafeneaua din Kingsbridge la 11 și jumătate. Să ajungi acolo primul și să mă aștepți. Când apare, servește-i placa cunoscută. Dacă pare interesată, așa ca din întâmplare, menționează Slapton Sands când ajung eu. Joacă-ți al naibii rolul. Cred că ai să o dai gata. Essie. Nichols scoase bricheta și aprinse biletul la un colț. Își aprinse țigara de la ultimul colț și puse scrumul în scrumieră. Se întreba dacă Callahan avea dreptate în privința Clarissei. Își dădea seama că detectivul avea dreptate în privința femeilor aproape întotdeauna. Dar, pe de altă parte, Clarissa era o tipă deșteaptă, spuse Nichols. Avea ceva în cap. Toate femeile Van Dyne aveau cap. Faptul era evident și te izbea de îndată ce te uitai la ele. Nichols, care reducea totul la pariuri, se gândi că scorul era cam 6-4 pentru Callahan. Apăru Clarissa. Nichols o urmări cu un ochi critic în timp ce mergea către masa lui. Se gândi, o femeie pe cinste, știe cum să meargă și șoldurile ei sunt exact cum trebuie. Nici în materie de boarfe nu are niciun secret. Clarissa purta o haină verde de tweed și o fustă asortată cu plovorul strâns la gât cu un șnur galben. Puțin într-o parte, pe părul ei castaniu închis și bine coafat, avea o pălăriuță verzuie a la Robin Hood, cu bentiță galbenă asortată cu șnurul de la gât. Pantofii erau de piele lustruită, iar ciorapii din mătase bej. În mâini purta mânuși din piele subțire. Când Nichols te ridică în picioare, zise dulce. Bună, Wendy! Îți voi spune Wendy pentru că l-am auzit pe domnul Callahan. Și de ce ți se spune Wendy? Nichols zâmbi amabil și spuse. Numele meu este Windermere. E un nume dat dracului, dar n-am putut să-l împiedic. Bătrânul meu a locuit pe acolo înainte de a se duce în state. Mi-a spuse, nu ești american, Wendy? American, pe dracu, replică Wendy. Sunt canadian și eu și maica mea ne-am născut acolo. Dar am stat mult timp în state. Am lucrat acolo la o agenție de detectivi și până când un tip l-a împușcat pe Monty Kelv, asistentul lui Slim. Atunci el a telegrafiat și am venit încoace. Clarissa întrebă, de ce îi se spune Slim?
Nu-i ca strânji. Pentru că așa este. Cât se poate de alunecos. Ți-ar strecura pe oriunde. Un singur lucru îl poate da peste cap. Și Nichols își lua un aer de seriozitate deosebită. Și de asta mă tem acum. Ea zise, vreau niște cafea, te rog. Începu să scoată mânușile. Spune-mi, te rog, Windy, murmură ea angelic. De ce te temi? Nichols își îndreptă privirile spre fereastră. Figura lui exprima grijă și îndoială. Nichols era un foarte bun actor, lucru de care oamenii își dădeau seama când era prea târziu. O privi. O privire lungă și cercetătoare. Apoi spuse foarte serios. Clarissa, țin foarte mult la Slim. Aș face orice pentru el. Pentru mine este tipul cel mai grozav din lume și nu vreau să-l văd suferind. Ochii mari ai Clarissei se măriră și mai mult. Se aplecă peste masă și își împreună mâinile, spunând, este emoționant, sunt mișcată. Spune-mi, te rog, de ce să sufere Mr. Callahan? Nichols trase acum din țigară. Trase fumul adânc în plămâni și lăsă să-i se plimbe prin gură. Apoi spuse liniștit, pentru tine. Dumnezeule, spuse Clarissa, ce minunat! Cum pentru mine? Nichols își stinse țigara. Zdrobi mucul cu un gest definitiv. Gestul unui om care s-a hotărât. Spuse foarte liniștit, cu ochii ațintiți asupra ei. Clarissa, vreau să-ți spun ceva. Și dacă vreodată te dai de gol, am să stai frumosul gât de la ureche la cealaltă. Slim e nebun după tine, înțelegi? Din clipa în care te-a văzut aseară și-a pierdut mințile după tine. Își înțelege bine. Femeile cad foarte ușor la picioarele lui și de obicei nici nu le bagă în seamă. În privința femeilor, e ca un ghețar. Așa că, ori de câte ori dă atenție unei femei, ea are dreptul să ridice drapelul și să fie salutată cu o salvă de artilerie. Ridică din numeri cu tristețe. Poate că n-ar fi trebuit să spun nimic, continuă el, dar sunt cam îngrijorat. Înțelegi? Azi dimineață când mi-a spus că renunță la caz, Clarissa îl întrerupse. De ce renunță la caz? Întrebă ea. Nichols spuse. El zice că nu reușește să prindă niciun fir. Da, nu-l cred. Cred că tu ești motivul. L-am urmărit privindu-te aseară, după ce s-a întors de la Yardarm când turnai ceaiul. Și mi-am dat seama. Se opri deodată și se uită la prăjiturile din vitrină. O urmărea pe Clarissa cu coada ochiului. Observă cu satisfacție că îi se umeziseră ochii. Nu trebuie să renunțe la cazul, Indy, zise ea. Pur și simplu nu trebuie să renunțe. Și nu trebuie să-ți faci probleme în privința mea. N-aș putea să-l fac să sufere. Nu sunt genul. În plus, cred că este grozav de dulce. Chiar de când l-am văzut, m-am gândit că e teribil de dulce. Are privirea aceea pierdută. Știi, Windy? Nichols spuse încet. Știu. Se gândea. Pe toți dracii, Slim a avut dreptate. A înghițit momeala. Își puse mâna peste mâna ei care era pe masă. Și spuse grav. Clarissa, eu am încredere în tine. Nu uita. Dacă îți bați joc de Slim, am să stai gâtul cu mâna mea. Bineînțeles, dacă nu o face el mai întâi. Mâna dreaptă a Clarisei se îndreptă spre gât. Zâmbea fericită. Nichols, uitându-se la ea, își spuse în gând. La naiba! Arată ca și când i-ar place să-i se taie gâtul. Mi-a spuse. Este minunat, Windy. Voi face orice să vă ajut. Absolut orice. Nichols se uită pe fereastră. Afară, Callahan tocmai cobora din Jaguar. Nichols spuse, iată-l, ar fi bine să spunem că ne-am întâlnit din întâmplare. Când Callahan intră, el continuă, ce nostim, Slim! Miss Van Dane tocmai a venit la o cafea. Poate vrei să vorbești cu ea. Eu vreau să arunc o privire la Slapton Sand. Am auzit că e un loc grozav de pescuit. Se uită repede la Callahan. O ploapă îi flutura aproape imperceptibil. Continuă. Am auzit că acolo se poate pescui cu orice. Cârlig, undiță și mincioc. Se ridică. Ne vedem mai târziu. Îi aruncă Clarissei o privire lungă și ieși. Callahan comandă cafea. Purta un costum gri de flanel, o cămașă de mătase brun roșcată și o cravată maro. Clarissa se trezi privindu-i gura și gândindu-se că este o gură foarte mobilă. Spuse, Slim, îți voi spune Slim și dumneata îmi vei spune Clarissa. Vreau să spun că mi-ar place să fac orice pentru a te ajuta. Din clipa în care te-am văzut, am simțit că vreau să fac orice pot. Înțelegi?
Callahan se uită la ea. Îmi părea gânditor. Trăsăturile lui se mulară într-o expresie de pasiune fără speranță. Spuse șoptit. Clarissa, ești minunată. De când te-am văzut, am știut că ești diferită. Da, acesta este cuvântul. Diferită. Am știut că mă vei ajuta. Bineînțeles că va fi greu, dar... I-a spuse, nimic nu este greu dacă vrei. El îi zâmbi. Îi trebuiseră câțiva ani de exercițiu pentru a-și perfecționa acel zâmbet. Își puse mâna pe mâinile ei și murmură. Atunci să vorbim, Clarissa. Callahan ședea într-un scaun de grădină vopsit în verde, la marginea pajiștii care se învecina cu terasa de jos. La 20 de metri mai încolo, de cealaltă parte a grădinii, Nichols, îmbrăcat într-un plovor multicolor, exersa pe terenul de golf. Peste umăr, Callahan o vedea pe Esmi stând în balconul acoperit de deasupra ușilor sufrageriei. Citea o carte. Lui îi se părea că este greu să se concentreze. Aprinse o țigară, se ridică și plecă pe cărarea acoperită cu dale ce treceau pe pajiște. Se opri la margine, privind câmpile înversite ce coborau către mare. Audrey Van Dane ieși prin ușa laterală a casei. Coborâ repede scările care duceau între terase de-a lungul aleii. Callahan se întoarse și ieși în întâmpinare. Purta un costum de lână brun roșcat. Avea capul descoperit. El observă că soarele după amiezii îi reliefa lucirile castanii ale părului. Ia, spuse brusc, oricât de mult îmi displace, trebuie să-și cer scuze. Am primit cele 300 de lire pe care mi le-ai trimis de la Newton Abbey cu poșta de după amiază. Cred că ai aștepta să vezi dacă îți voi cere scuze. Callahan rânji. Mai mult sau mai puțin, zise el. Da, nu mi-am făcut probleme din cauza asta. Ea continuă. Cred că face parte din tehnica dumitale să nu-mi spui că ai returnat banii atunci când am vorbit aseară. Bănuiesc că ți-a dat un sentiment de superioritate. Cam așa ceva, zise Callahan. Strivi mucul de țigară și l-aruncă spre marginea aleii. Ce mai face domnul major? Întrebă el. Mai ai vești? Ea dădu din cap. E mai bine, spuse ea. Îi trebuie o odihnă completă și liniște. Mă bucur că nu este aici. Asta înseamnă că ta crezi că nu o să fie nici liniștit, nici odihnitor aici. Ea spuse. Cinstit vorbind, nu sunt sigură de nimic cât timp ești dumneata aici, Mr. Callahan. Într-un fel, mă bucur că tatăl meu a avut acel atac. Cel puțin nu-și va mai face probleme. El o privi. Observă că ochii erau foarte albaștri și foarte calmi. Bănuiesc că vei returna cele 300 prietenului nostru, Gabi, se interesă el. Pariez că se va bucura să-i vadă înapoi. Probabil că se va întreba ce s-a întâmplat cu ei. Aceste 300 s-au plimbat de colo-colo ca un bumerang. Gabi, cum îi spui dumneata, nu este prietenul meu, spuse ea rece. Dacă mă hotărăsc să returnez banii, îi voi returna persoanei care i-am împrumutat. În niciun caz nu văd ce legătură are asta cu dumneata. Vei vedea, spuse Callahan. Era pe punctul de a spune ceva, dar se controlă. Se răsuci pe călcâie și plecă înapoi spre casă. Callahan își aprinse o țigară și se îndreptă spre Nichols, care se concentra asupra jocului de golf. Se uită la el. Nichols lovi decis mingea, care se răstogoli încet peste pajiștea verde până în gaură. Nichols oftă și spuse. La jocul acesta sunt minunat, ori de câte ori nu-l joc cu adevărat. După cum spuneam, viața este grozavă. Callahan spuse. Ascultă, Windy, mă duc în oraș. Îmi să lipsesc o zi sau două, nu știu încă. Dar nimeni de aici nu trebuie să știe unde sunt. Ai putea chiar să le spui că m-am dus să vorbesc cu poliția din Plymouth. Bine, zise Nichols. Și Clarissa? Îi zâmbi lui Callahan, care îi răspunse cu acela zâmbet. Clarissa este foarte bine, zise Callahan. Da, zise Nichols. Este de necrezut că ideea că un tip care este îndrăgostit de o tipă o poate face să vorbească. Callahan se uită către mare și spuse. Cred că este speriată. Cred că se teme că ceea ce s-a întâmplat între Esmi și pescarul din B. Sands se va repeta cu Blaze. Esmi pare îndrăgostită de Blaze, dar nu în felul superficial pe care îl adoptă față de majoritatea prietenilor ei. Clarissa crede că de data asta este serios. Înțeleg, zise Nichols. Deci, Clarissa se preface că vrea să-i sufle iubitului Esmi, dar ea vrea să nu-i piardă din ochi pe cei doi și să-i împiedice să facă ceva definitiv. Și mie mi se pare la fel, zise Callahan. Continuă. Cât timp sunt plecat, ai putea să încerci ceva și cu Esmi. Folosește exact tactica opusă față de cea folosită pentru Clarissa.
Sugerează lui Esmi ideea că nu mă placi prea mult. Încearcă să-i câștigi încrederea. Poate va vorbi. Callahan zise, nici eu nu am înțeles, dar acum încep să înțeleg. Plecă, o luă pe aleea care ducea către casă. La capătul aleii se întoarse spre stânga, spre balconul unde stătea Esmi. Privirile ei erau concentrate pe pagina din fața ei. Callahan spuse, e o zi minunată, nu? Ea închise cartea, marcându-și locul cu degetul. Îmi părea palidă și nefericită. Avea cearcăne sub ochi. Callahan se gândi că Esmi era îngrijorată pentru ceva. Ea răspunse, vremea este așa de frumoasă pe aici, Mr. Callahan, încât rare ori observăm. Suntem obișnuiți cu zilele frumoase. Și zâmbi cu o umbră de cinism în colțul gurii. Callahan spuse, da, așa se pare. La Londra nu știi niciodată cum o să fie vremea. Se opri cu o mână sprijinită de balcon uitându-se la ea. Ea spuse, interesantă conversația noastră despre vreme, nu? Sau este un preludiu pentru altceva? Nu cred, zise Callahan. Am crezut că mi-ar face plăcere să stau de vorbă cu dumneata. Atât. Voiam să te întreb ceva. Esmi scoase mâna din carte și o puse lângă ea. Apoi spuse, întreabă-mă, nu-ți pare rău că n-ai un detector de minciuni fixat pe brațul meu? Callahan spuse, nu cred în detectoarele de minciuni. Sunt folosite în America, dar mie nu-mi plac. Eu cred că poți să-ți dai seama singur. Cred că dumneata în orice caz, Mr. Callahan, zise Esmi. Dar sunt curioasă de ce nu mă întrebi. Callahan zise, voiam să știu dacă ți-a plăcut Malmesbury. E un loc drăguț, nu? Esmi deschise gura să spună ceva, apoi o închise. În cele din urmă spuse, nu știu, nu m-a interesat în mod deosebit. N-am stat foarte mult la Cape. Callahan zâmbi. Ea continuă. Poți să te întreb ce te distrează așa de mult? Callahan zise, cred că ești deșteaptă. Ți-a stat pe vârful limbii să-mi spui că n-ai auzit niciodată de Malmesbury. Mă bucur că n-ai făcut-o. Nu te-aș fi crezut. Îi zâmbi și se îndreptă către partea laterală a casei. Esmi își luă cartea, dar nu o deschise. Se uita pe terasă, punându-și întrebări în legătură cu Callahan. Callahan se duse la garaj și încercă presiunea în anvelopele Jaguarului. Se întoarse la intrarea principală a casei. În hol sună. Când a apărut Stevens, îi spuse, unde este Miss Clarissa Stevens? Majordomul răspunse, cred că în camera ei, Mr. Callahan. Cred că se odihnește. Callahan spuse, peste câteva minute mă duc în garaj. Ți-aș fi îndatorat dacă ei spune că aș dori să vorbesc cu ea acolo. Urcă după pălărie și mânuși. Aștepta în mașină când a apărut Clarissa. Ea spuse, e bine, Slim, unde te duci? Nu știu încă sigur, răspunse Callahan. Cred că mă duc până la Plymouth să vorbesc cu poliția. Apoi s-ar putea să mă duc în altă parte. Clarissa spuse plină de speranță. Vrei să vin cu tine? Nu, spuse Callahan. Aș vrea să vii cu mine, îi zâmbi, dar nu cred că este indicat. Și aș vrea să faci pentru mine ceva aici. Ai făcut vreodată ceva necinstit, Clarissa? Dumnezeule mare, da, spuse ea. Cred că toată lumea a făcut, nu? El dădu din cap. Cred că da, zise el. Dar eu mă refer la ceva cu adevărat necinstit. Cum ar fi să iei scrisorile cuiva, să le deschizi, să asculți convorbirile telefonice? Lucruri din acestea. Clarissa răspunse. Nu prea am făcut așa ceva, dar cred că aș putea dacă aș încerca. Deci scrisorile cui trebuie observate? Ochii ei se opriră asupra lui Callahan. El spuse. Ascultă, Clarissa. Ceea ce spun acum nu are nicio legătură cu cazul. Este ceva colateral. Ochii ei se măriră. Vrei să spui că se mai petrece și altceva aici? Callahan începu să mintă și spuse. Nu-mi place tipul acela, Blaze, Clarissa. Nu știu de unde să-l iau, dar am impresia că mi-amintesc numele lui în legătură cu ceva nu tocmai în regulă. De când am vorbit cu tine azi dimineață despre faptul că lui Esmi i-a picat cu tronc, m-am gândit foarte serios. Știu că nu-ți place, ci nici mie, Clarissa spuse. De ce ți-e teamă, Slim? Crezi că... Callahan zise, nu cred nimic. Da, nu-mi place Blaze și cred că Esmi este o fată prea drăguță, chiar dacă e puțin aiurită, ca să se încurce cu un tip ca ăsta. Mă gândeam, zise Callahan, că ai putea să stai cu ochii pe corespondență și dacă apare vreo scrisoare de la Blaze, să arunci o privire. Clarissa spuse, nu va fi greu. Corespondența este întotdeauna lăsată pe tava din hol.
Fiecare și-a scrisorile și Esmi este întotdeauna ultima. Și apoi, adăugă ea, pentru tine aș putea să mă scol puțin mai devreme. Callahan zise, ești o scumpă. Cum să fac? Să deschid scrisorile la Abur și să fac o copie? Și cum să-mi dau seama dacă este de la Blaze? Uneori Esmi primește foarte multe scrisori, continuă Clarissa. Gândește-te la mine, înconjurată de scrisori și deschizându-le la Abur sus în camera mea. Nu o să face griji. Trebuie să te uiți doar la ștampila poștei. Singurele scrisori care te preocupă sunt cele trimise din regiune. Și încă ceva. Nu o trebuie să le deschizi la Aburi. Băgă mâna în buzunarul de la piept și scoase o casetă de piele. O deschise. Înăuntru erau trei instrumente subțiri de oțel, asemănătoare cu niște andrele. Scoase una și o mână Clarisei. Sunt niște lucrușoare drăguțe, spuse Callahan. Sunt folosite de cei de la Scotland Yard și de cenzorii poștali. Majoritatea oamenilor nu lipesc plicul până la margine. Tot ce ai de făcut este să introduci acul prin deschizătura din partea superioară de-a lungul plicului, să-l rotești până când partea de sus a scrisorii intră în fantă. Scoase din portofel o bancnotă de o liră și arătă. Când marginea scrisorii a intrat în fantă, începi să rotești, zise Callahan. Scrisoarea se rotește în jurul acului și o scoți prin partea laterală. Îmi faci lucrul acesta cu foarte multă atenție. După ce ai citit, o pui la loc în același fel. Clarissa oftă. Te-ai gândit la toate, nu, Slim? Zise ea. Încerc, spuse el. Spune-mi, te rog, Clarissa, continuă el. Ce alocație aveți voi, fetele? Mult sau puțin? Nu-i prea rău, zise Clarissa. Avem suficient ca să ne descurcăm. Bineînțeles că întotdeauna ar trebui mai mult. Callahan dădu din cap. Și cred că mai tot timpul nu aveți bani, întrebă el. Toate femeile își depășesc alocația. N-aș putea spune asta, zise Clarissa. Eu și Audrey, nu. Esmi este întotdeauna în pană. Nu știu cum face fata asta. Întotdeauna are datorii până peste cap. Da, de ce ai întrebat? Callahan spuse. Așa. Îi luă mâna și o strânse. La revedere, Clarissa, spuse el. Nu uita că lucrez pentru Callahan Investigation. Ea zâmbi. N-am să uit, spuse ea. Poate când te întorci, ai să-mi dai și o medalie sau altceva. El îi zâmbi și porni mașina. Ieși încet din garaj și plecă de-a lungul aleii. Ea rămase urmărindu-l cu privirea până când nu se mai văzu. Capitolul 6. Pe muchie de cuțit. Era ora 9. Callahan deschise ușa apartamentului său din Berkeley Square, intră, își aruncă pălăria și pardesiul pe un scaun și se servi cu 4 degete de whisky din dulap. Se duse în baie, se dezbrăcă, dădu drumul la apa rece și o lăsă să curgă. Se lungi în baie cu picioarele sprijinite de margine și cu privirea în tavan. Se gândea la Audrey Van Dane. Când baia se umplu cu apă călduță, Callahan închise apa rece. Întinse mâna după portigaretul care se afla pe un scăunel lângă baie, luă o țigară, o aprinse și se relaxă. Își legă cravata cu grijă și se duse în camera de zi. Aprinse o țigară, se duse la fereastră și rămase privind înserarea. Rămase câteva minute cu mâinile în buzunare. Apoi se întoarse și se duse la telefon. Informa un număr de Clerkenwell. După un minut zise. Tu ești Bluey? Ascultă-mă cu atenție. Este vorba de un tip tânăr, bine, al cărui nume este Lancelot Van Dane. Locuiește la Grand Hotel pe Clark Street. Se pare că are o grămadă de bani. Oricum, continuă el, arată prea bine ca să nu aibă o prietenă. Ai putea să afli cine este și, dacă se poate, aș vrea să știu până mâine seară. Dacă afli și altceva, anunță-mă. Ai înțeles? Bui zise că da. Callahan închise telefonul, își aprinse altă țigară și mai bău puțin whisky. Apoi ieși și se plimbă încet prin Berkeley Square. Se gândea la personajele care alcătuiau imaginea cazului Van Dane. Majorul Van Dane, Audrey, Clarissa și Esmi. La colțul cu Hay Hill se opri și își aprinse o țigară. Apoi intră în cabina telefonică și căută numărul de la Grand Hotel de pe Clark Street. Formă numărul și îl ceru pe domnul Lancelot Van Dane. După un moment, îl auzi pe Van Dane. Callahan spuse, bună seara, sunt Callahan. Tocmai m-am întors din Devonshire. Unchiul dumitale a avut un atac de inimă. A fost dus la un sanatoriu din Exeter. Vreau să te văd. Se poate? Desigur, zise Lancelot vesel. S-a întâmplat ceva? Mor de curiozitate. Nu s-a întâmplat nimic, zise Callahan. Ce-ar fi să ne întâlnim la clubul Ventura la 10:30?
Mi-ar face plăcere, spuse Van Dane. Oricum, chiar dacă nu ai nimic de spus, putem să bem ceva. Callahan spuse, nu am să spun nimic, dar aș vrea să te întreb ceva. Ne vedem la 10:30. Închise. Zâmbea în clipa în care a ieșit din cabina telefonică. Lancel Van Dane se sprijinea de bar, în clubul Ventura, și vorbea blondei plinuțe. Erau puține persoane în club și dansau numai vreo 6 perechi și alți câțiva care luau masa. Ventura nu se vedea nicăieri. Callahan se îndreptă către bar și spuse, hai să ne luăm băuturile și să ne așezăm la o masă. Vreau să vorbesc cu dumneata. Van Dane, care bea whisky, mai comandă unul. Luă paharele și îl urmă pe Callahan, care se îndrepta către o masă singuratică în colț. Când se așezară, Callahan spuse, la Callahan Investigation avem o regulă pe care o respectăm întotdeauna. Nu ne înșelăm niciodată clienții. Adică, nu mult. Și atunci, numai dacă mi se pare că este bine pentru ei. Și dumneata ești, de fapt, clientul meu. Așa că, bănuiesc că ar trebui să știi că nu-mi place deloc afacerea asta cu furtul Van Dane. Lancelot spuse, de ce nu? Se încruntă. În afacerea asta nu este nimic care să indice un furt obișnuit, zise Callahan. Dacă poliția nu arestează pe cineva, în fiecare fapt care se petrece, asta nu înseamnă că nu știu cine a făcut-o. De obicei înseamnă că nu au dovezi, dar în acest caz nimeni nu știe nimic despre nimic, inclusiv eu. Lancelot ridică sprâncenele și spuse, credeam că dumneata erai persoana care urma să afle ce s-a întâmplat. Oh, nu, zise Callahan. Dumneata știi de ce m-ai adus pe mine în acest caz și nu acesta a fost motivul. M-ai adus ca o pârghie suplimentară pentru a forța compania de asigurări să plătească. Știai probabil că bătrânul Lane e amenințat cu justiția dacă nu plătesc până la sfârșitul lunii. Eu eram un gen de garanție a bunei credințe. Lancelot spuse, și? Ce crezi? Vor plăti la sfârșitul lunii? Callahan spuse, doar dacă îți folosește părerea mea. Mă îndoiesc. Și încă ceva, nu mi-aș face probleme pentru compania de asigurări. I-aș lăsa puțin în pace. Van Dane ridică din umeri. Fie plătesc, fie nu, zise el. Dacă nu, vreau să știu de ce. Callahan rânji. E în regulă, spuse el. Adică dorința dumitale de a ști de ce. Dar zai seama că n-ai niciun drept să știi de ce. N-ai nicio legătură cu bijuteriile Van Dane până când nu moare unchiul dumitale. Și n-a murit încă. E perfect adevărat, zise Van Dane. N-am niciun drept legal să fac nimic. Dar la ce duc toate astea? Bănuiesc că am dreptul legal de a te folosi pentru a-mi supraveghea interesele. Mai de aceea am venit, zise Callahan. Vreau să modific statutul în această afacere. Nu vreau să am sentimentul că acționez ca o pârghie împotriva companiei de asigurări. Vreau doar să-mi văd de treabă și să aflu câteva lucruri care mă interesează. Van Dane ridică din numeri. E în regulă, spuse el. Bănuiesc că până la urmă se va ajunge la același rezultat. Callahan zâmbi. Cred că da, zise el. Și-ar mai fi ceva de discutat. Se opri deodată ca și când i-ar fi venit o idee. După o pauză spuse. Ai putea să-mi spui ceva? Este o întrebare personală. Ai fost vreodată îndrăgostit de una din fetele Van Dane? Sau, ca să restrângem, ai fost vreodată îndrăgostit de Audrey? Van Dane zâmbi și spuse. Da. Ai ghicit, Callahan. De unde știi? Callahan spuse. Nu știu. Am ghicit. Mi-am imaginat că oricine s-ar putea îndrăgosti de Audrey. Lancelot spuse. A fost. O vreme chiar s-a crezut că eu și ea ne vom logodi. Apoi, într-un motiv oarecare, ei nu i-a mai plăcut ideea, așa că nu ne-am logodit. Asta e tot. Callahan dădu din cap și spuse. Știai că unchiul dumitale a ipotecat Manor House? Cu ipoteca plătibilă într-un an, cu o dobândă de 6,5% la 20.000 de lire pentru a repara casa, Van Dane spuse, de unde știi? Te-a spus bătrânul sau Audrey? Nu, zise Callahan, zâmbi amabil. Știi, Van Dane, noi nu stăm tot timpul fără să facem nimic. Uneori ne descurcăm. Asistentul meu a găsit actul ca și plata trecută într-un registru din Exeter. Lancelot spuse, da, știam. De fapt, la vremea respectivă, am crezut că este o idee bună. Callahan dădu din cap. Și nu erai curios, continuă el, de unde avea maiorul bani să plătească ipoteca? Ba da, zise Lancelot. Se opri un moment.
Unchiul meu era într-o afacere, continuă el, și era absolut sigur că afacerea se va realiza și va obține un profit de 300 sau 400%. Ideea era că va plăti ipoteca cu realizările acestei afaceri, deoarece avea ceva capital în ea. Înțeleg, zise Callahan. Și afacerea nu s-a realizat? Cred că nu, răspunse Lancelot. Callahan trase adânc din țigară, apoi spuse uitându-se la Lancelot. Și n-ai nicio idee despre cum a fost plătită ipoteca? Nici măcar una, zise celălalt. Înainte să-mi spui, nici nu am știut că a fost plătită. Era firesc să cred că unchiul meu sau Audrey au prelungit-o. Oricum, un an este un termen foarte scurt pentru o ipotecă. Unchiul meu este foarte cunoscut în regiune și proprietatea sa este foarte valoroasă. Cei care i-au acordat ipoteca ar fi fost bucuros să-i o prelungească. Poate, zise Callahan. Dar nu au fost rugați să o prelungească. Ipoteca a fost plătită în întregime. N-ai idee de unde au venit banii? Lancelot spuse. În niciun caz, îi zâmbi lui Callahan. Și pur și simplu, din curiozitate, aș dori să știu de unde. Callahan rânji. Și eu la fel, zise el. Se ridică. Cred că te pot găsi tot la Grand Hotel? Întrebă el. Majoritatea timpului, răspunse Lancelot. Și oricum, îți pot spune unde pot fi găsit. Nu mai bei ceva? Nu, mulțumesc, spuse Callahan. Mai am ceva de făcut. Apropo, continuă el, ce părere ai despre Gabby? Sunteți prieteni? Lancelot se strâmbă. Exact atât cât ar putea un om ca mine să fie prieten cu proprietarul unui loc ca acesta, spuse cu un zâmbet misterios. Vin aici destul de mult pentru că este vesel și amuzant. Credeam că Gabby nu este un soi rău, dar acum, doar între noi doi, nu îmi place deloc. Cred că este cam ticălos. Callahan rânji. Nu mai spune, zise el. Ți-a trebuit al dracului de mult timp ca să-ți dai seama, nu? Zâmbetul lui Lancelot se stinse. Se uită spre masă și spuse. Nu văd de ce ar trebui să spui aceasta. Nu văd de ce m-ar interesa în mod deosebit dacă Ventura este excroc sau nu. Caracterul lui nu mă privește. Din fericire, folosesc acest loc ca un bar și pentru a mă distra. Din întâmplare, continuă el, nu-mi place felul cum ai spus-o. Nu? Zise Callahan vesel. Și acum, ce trebuie să fac? Să-i zbucnesc în lacrimi? Lancelot nu spuse nimic și Callahan continuă. Era ora 11 când Callahan, după ce trecuse prin camuflajul dintre Shepherd Market și Soho, intră în clubul Baxter's. Dacă clubul Baxter's se deosebea de celelalte, era prin faptul că toată lumea fuma marihuana. Callahan se uită prin cameră. Stând singur, la o masă mai departe, se afla Kittle. Kittle era un individ înalt și slab, care trecea drept artist. Avea o față lungă și albă, un temperament morocănos și avea patima drogurilor cu barbiturice. Callahan se duse la masa lui și se așeză. Kittle spuse suspicios. Ce vrei, Callahan? Doar să vorbim puțin, Jimmy, spuse Callahan vesel. Aș vrea să-ți ofer ceva de băut. Nu arăți prea bine. Cred că războiul te-a cam lăsat fără resurse. Kittle spuse. Vezi-ți dracului de treaba ta. Callahan îi făcu semn chelnerului cu privirea apoasă și cu un șorț murdar, care stătea sprijinit de ușa de la bucătărie. Spuse. Ceea ce trebuie, Kittle, este un coniac dublu. Kittle părea ușurat. După ce se aduseră băuturile, Callahan spuse. Mă mir că vii aici. Dacă ai avea o liră pentru fiecare ocazie când ai fost dat afară de aici, ai fi un om bogat. Drogatul rânji cinic. N-am să fiu niciodată. Deși, de mult m-am gândit că ar fi o șansă. Urăsc locul ăsta afurisit, spuse el. Da, așa e viața. Urăști un loc și tot acolo te duci. Nu vrei să faci ceva și tot o faci. Așa este, spuse Callahan. Adevărata fericire ar însemna să nu faci toate lucrurile pe care vrei să le faci, spuse el. Rânji. Băgă mâna în buzunarul de la piept și scoase portofelul. Luă 5 bancnote de o liră. Erau noi, foșneau. Callahan observă cum Kittle se uita la ele lacom. Spuse. N-ai nevoie de 5 lire, Jimmy? Kittle zise. Uneori aș omorâ pe cineva pentru 5 lire. Callahan spuse. Nici chiar așa. Se uită la ceas. Era 11:30. Zise. Vreau să iasă un scandal aici pe la 12:30. Lovește-l pe chelner sau aruncă paharele în portar. Atât cât să creezi puțină senzație fără să fie chemată poliția. Înțelegi, Jimmy?
Kittle spuse obosit. Asta e tot ce trebuie să fac pentru 5 lire? Asta e tot, zise Callahan. Dă-mi-le, zise Kittle. Callahan întinse o bancnotă de o liră. Unde locuiești acum, Jimmy? Întrebă el. Kittle se uită la bancnota de o liră. Locuiesc în același loc, răspunse. Bine, spuse Callahan. Îți voi trimite cele 4 lire mâine, după ce se face treaba. Kittle îl privi. Callahan observă că pupilele îi se micșoraseră de tot. Kittle spuse, ești un porc neîncrezător, nu? Da, bine că nu. Nu uita, la 12:30. Bine, spuse Kittle, nu-ți face probleme. Am nevoie de celelalte 4 lire. Callahan își termină băutura și plecă. Pe la 12 fără un sfert, Callahan își luă picioarele de pe birou, își stinse țigara în scrumieră și sună la clubul Ventura. Îl ceru pe Gabby Ventura. Nu este aici, Mr. Callahan, spuse vocea de la celălalt capăt al firului. Este sus, în apartamentul său. Poate vreți să-l sunați direct. Vă dau numărul. Callahan spuse. Mulțumesc. Scrise numărul și închise. După o clipă formă numărul care îi se dăduse. Se auzi vocea lui Ventura. Bună, Gabby, zise Callahan vesel. Aș vrea să-ți vorbesc. S-ar putea să fie ceva important. În regulă, Slim. Vrei să fii pe aici să bem ceva? Callahan spuse. Ajung la tine la 12. Aș vrea să vorbesc cu tine sus. Doar tu și cu mine. Urma o pauză. Apoi Ventura spuse. Vino la ușa din spate. Sună și voi coborâ să-ți deschid. Așa nu vom fi deranjați. Așa e bine, zise Callahan. Ajung peste un sfert de oră. Aprinse o țigară și făcu rotocoale de fum. Apoi formă numărul lui Effie Thompson. Bună, Effie! Era în pat? Da, domnule Callahan, zise ea. Ce trebuie să fac? Nici măcar nu e nevoie să te scol din pat. Rămâi puțin trează. La 12:30 fix sună la Mayhair 99-54-69. Este numărul personal al lui Gabby Ventura, în apartamentul lui de la club. Răspunde el la telefon. Modifică-ți vocea. O voce obișnuită. Spune-i că ești Lily Dulles și că vorbești din cabina telefonică de lângă clubul Baxter's. Spune-i că Jimmy Kittle s-a drogat din nou și face scandal la Baxter's. Exagerează cât de mult. Spune-i că Kittle l-a snopit pe chelner și l-a bătut pe portar. Nu-ți menaja limbajul. Dă-i puțin drumul. Imediat cum ți-ai făcut numărul, închide. Ai înțeles, Effie? Am înțeles, spuse Effie caustic. Sunteți sigur că asta e tot ce vreți să fac? Nu vreți să o imiți și pe Greta Garbo? Nu, mulțumesc, zise Callahan. Nu astă seară. Închise, așteptă un moment, apoi sună la garajul de taxiuri din Berkeley Square și spuse. Foley este pe acolo? Este. Spune-i să vină și să mă ia de la birou. Închise telefonul, se duse la fișetul din colțul biroului, îl deschise și luă un mănuc de chei de sfrăgător. Le puse în buzunar, apoi coborâ și așteptă taxiul. Când sosi, îi dădu șoferului o bagnotă de o liră. Ascultă, Foley, spuse el. Du-mă la ușa din spate a clubului Ventura, în Shepherd Market. Apoi te întorci la garaj. Aștepți până la 12:25 și vii din nou la intrarea din spate a lui Ventura. Vreau să mă aștepți acolo la 12:35. Înțelegi? Foley spuse că da. Callahan se sui în taxi, se așeză într-un colț și se relaxă. Începu să zâmbească. Încă se mai gândea la Audrey Van Dane. Capitolul 7. Fă-ți bagajul. Lângă dulap, Gabby amestecă două pahare mari de whisky cu apă minerală. Purta un costum în carouri gri-albăstrui cu o cravată de mătase albă. Sunt curios de ce ai vrut să mă vezi, Slim. Ceva important? Callahan spuse. Nu foarte, Gabby. Important pentru mine. Mai mult mă gândeam. Scoase portigaretul și-și aprinse o țigară. Ventura privea capătul strălucitor al trabucului său foarte scump. Nu spuse nimic. Aștepta. Callahan continuă. M-am gândit că am fost cam tăios cu tine zilele trecute când ai venit la birou și m-ai întrebat de cele 300 de lire. Zâmbi. Și eu m-am gândit că ai fost cam tăios, zise Gabby. Bineînțeles că n-am crezut povestea pe care mi-ai turnat-o. Callahan trase adânc din țigară. Știi că investighez furtul Van Dane, spuse el. Fac asta pentru că a dorit-o Lancelot Van Dane. În seara dinainte de a veni tu la mine, verișoara lui, Audrey Van Dane, mi-a dat o întâlnire în acest club. M-a așteptat afară. Mi-a dat 300 de lire ca să nu mă bag. Am crezut că i-am împrumutat de la tine,
De aceea m-am bucurat să particip la jocul de poker și să-ți arăt bancnotele pe care mi le-a dat. Acum am ajuns la concluzia că nu am avut dreptate. Ventura scutură scrumul de la capătul trabucului și spuse încet. Auzi, Slim, Callahan rânji. Am altă teorie, spuse el. Lasă-mă să ghicesc. Ce ai zice dacă Lancelot Van Dane i-ar fi împrumutat 300 de lire după ce el le-a împrumutat de la tine? Aș fi foarte departe de adevăr? Gabi răspunse. Deloc. Ai avea perfectă dreptate. I-am împrumutat lui Van Dane 300 de lire. N-am știut pentru ce. Mi-a înșirat o poveste despre un ghinion, că era într-o încurcătură, așa că i-am dat. Frumos din partea ta, Gabi, zise Callahan. N-am știut că ești așa de inimos. De ce ai făcut-o? Ventura își ridică greoi umerii, zâmbi crispat și spuse. Nu prea știu de ce. Mi se întâmplă uneori. Callahan spuse. Când urma să ți dea înapoi? Nu mi-am făcut probleme pentru asta, răspunse Gabi. Mă așteptam să mi-i restituie destul de repede. Așa mi-a spus. Callahan spuse. Gabi, mi-ai spus că Lancelot Van Dane este un tip inteligent. Mi-ai spus că face bani. Dacă face bani, de ce a trebuit să împrumute 300 de lire de la tine? Gabi spuse. Asta nu înseamnă nimic, Slim. Oricine poate face bani și să fie în pană de câteva sute, mai ales dacă are nevoie în grabă. Callahan dădu din cap. Îi spune că Lancelot ți-e prieten, Gabi, spuse el. Gabi rânji. Nu, tocmai, zise el. E un tip bine și un client bun. Uneori am impresia că e cam dat dracului. Callahan zise. Înțeleg. Se uită la ceas. Era fix 12:30. Telefonul de pe biroul din colț zbârnâi. Gabi se duse acolo și ridică receptorul. Callahan auzi o voce ascuțită, aproape isterică. O voce comună, metalică. Rânji. Effie se descurca foarte bine. Ventura începu să vorbească și spuse. Bine, bine. Închise brusc și spuse lui Callahan. Îmi pare rău, Slim, dar trebuie să plec. Am primit un telefon, ceva neprevăzut. De ce nu cobor să bei ceva? Mă întorc peste o jumătate de oră. Nu, mulțumesc, Gabi, zise Callahan. Ți-am spus tot ce aveam de spus și am și eu o întâlnire. Dacă te grăbești, ia taxiul meu. Mă așteaptă afară. Eu am să iau altul. Ventura spuse. Frumos din partea ta, Slim. Îi arătă drumul pe scara întunecată și deschise ușa din spate. Afară, șoferului Callahan, Felly, aștepta lângă taxi. Callahan spuse. Du-l pe domnul acolo unde dorește să meargă. Eu am să iau pe jos. Noapte bună, Gabi. Gabi spuse noapte bună și se urcă în taxi. Callahan făcu câțiva metri pe partea întunecată a străzii, apoi se întoarse. Băgă mâna în buzunar și scoase mănunchiul de chei. În 2 minute, ușa din spatea clubului Ventura era deschisă. O închise și urcă scările repede și tăcut. Aprinse lumina în camera lui Gabi. În cealaltă parte a camerei era o ușă care ducea spre club. În interior avea un zăvor. Gabi îl închise. Apoi începu să cerceteze sistematic camera. Deschise sertarele, le goli de conținut, le cercetă și puse lucrurile la loc în aceeași ordine. Lucra rapid și temeinic. Biroul din colț pe care se afla telefonul era deschis. Callahan se îndreptă acolo. Un sertar din dreapta jos era închis. Îl deschise ușor cu un șperaclu. În sertar era o grămadă de hârtii. Deasupra era un plic adresat lui Gabi Ventura cu un scris lăbărțat. Callahan îl luă. Pe plic era ștampila poștei din Kingsbridge. Deschise plicul și scoase foaia de hârtie. Citi. Șefule, au apărut niște probleme ale dracului pe aici. A sunat băiatul azi, zbiera din toți rărunchii, zicea ceva despre o chestie care e mincinoasă și e gata să o șteargă. Toată ziulica a făcut bagaje. Deja a trimis o sacoșă la Exeter. Cred că o șterge în străinătate. N-am înțeles tot ce spunea la telefon, dar l-am auzit spunând că o să iasă scântei cât de repede și că el o să-ți țină bine partea lui. A zis că toate astea sunt un sac de minciuni date dracului și balamucul o să-i zbucnească repede, pentru că nu cred că o să mai fie aici mai mult de 2 zile. Spune-mi ce vrei să fac și spune-mi repede. Pe curând, Rupi. Postscriptum. Nemernicul de Callahan se învârte pe aici. Callahan se așeză în fotoliu din fața biroului. Încopie scrisoarea pe spatele unei note de la croitor, apoi o puse la loc în plic, așeză plicul în sertar, închise sertarul și lâncuie. Întrase zăvorul ușii care ducea la club, se uită prin cameră să vadă dacă totul era așa cum găsise și coborâ scările.
Ieși afară și se îndreptă spre Berkeley Square. Mergea fluierând încet. Callahan se sculă la ora 11. Întinse mâna după telefonul care conecta apartamentul lui la biroul de dedesubt și spuse: "Bună dimineața, Effie! Te-ai descurcat bine aseară? N-am știut că ești așa o bună actriță. Felicitări!" Effie Thompson răspunse înțepat: "Mulțumesc, domnule Callahan. Mă bucur că v-am ajutat." Callahan continuă: "Fă-mi legătura cu Lane, avocatul Van Dane, Effie. Spune-i că mă duc să-l văd. Voi fi acolo la 12. După aceea, vorbește cu inspectorul Alperton de la Scotland Yard. Întreabă dacă mă poate primi la unul fără un sfert." Se ridică, făcu baie și începu să se îmbrace. Peste 5 minute, îl sună Effie Thompson să-i spună că aranjase cele două întâlniri. Callahan termină cu îmbrăcatul. Coborâ în birou, își citi corespondența și bău ceaiul adus de Effie. Apoi se duse la biroul lui Lane. Când detectivul intră, Lane îl privi suspicios pe deasupra ochelarilor. Callahan spuse: "Nu vreau să vă răpesc prea mult timp, domnule Lane, dar vreau să vorbim deschis. Cred că tot ce se spune în acest birou poate fi considerat neoficial." Avocatul spuse: "Ciudată cerere, nu-i așa, Mr. Callahan? Pot să întreb de ce?" Callahan spuse: "N-ar trebui să fie nimic neoficial între dumneata și mine, dar în afacerea asta sunt unul sau două aspecte pe care dumneata nu le cunoști. De exemplu, am dreptate să bănuiesc că dumneata nu știai că maiorul Van Dane, clientul dumitale, a ipotecat Margrove Manor pentru 20.000 de lire cu o dobândă de 6,5% pe an și că ipoteca a fost plătită?" Sprâncenele lui Lane se ridicară. "Nu uimești," zise el. "Bineînțeles că nu știam." "Așa am crezut și eu," zise Callahan, "deoarece ipoteca a fost făcută printr-un birou de avocați din Exeter." Continuă: "Cred că a scris la Sphere and International și le-ați spus că, dacă nu plătesc până la sfârșitul lunii, îi veți da în judecată." Avocatul încuvință: "Așa este," spuse el. Callahan își aprinse o țigară. "Aș vrea să faceți ceva," zise el. "Ceva, poate puțin ciudat. O să vă placă. Se face fără știrea clientului dumneavoastră." Lane spuse: "Nu cred că pot să fac așa ceva." "Ba da, puteți," spuse Callahan. "Dacă ar fi în interesul clientului dumneavoastră, ați putea." Avocatul își suguie buzele. "Poate," spuse el, "dar ar trebui să știu că este în interesul clientului meu." "În regulă," zise Callahan. "Bun, iată faptele. Când s-au furat bijuteriile, și cred că am dreptate, clientul dumneavoastră nu a fost într-o grabă deosebită pentru a cere despăgubiri companiei de asigurări." Persoana răspunzătoare pentru urmărirea companiei Sphere and International în încercarea de a-i face să plătească nu a fost maiorul, a fost Lancelot Van Dane, și asta se poate înțelege. Își făcea probleme dacă avea să capete ceea ce urma să-i revină după moartea maiorului. Dar problema este că el este persoana care încearcă să preseze firma Sphere and International. Lane spuse: "Așa este, dar tot nu înțeleg." "Imediat," spuse Callahan. "Ascultați, când m-am dus la Margrove, Audrey Van Dane mi-a spus că a vorbit cu tatăl ei și că erau tentați să scrie companiei de asigurări pentru a amâna cererea." Lane părea surprins. "Adevărat?" zise el. "Bineînțeles, am oprit-o," zise Callahan. "Evident, e ridicol să faci așa ceva. În primul rând, se vede de la distanță că firma de asigurări are deja suspiciuni. Și orice cerere pentru a amâna plata i-ar face și mai suspicioși." "Așa este," zise Lane, "cu condiția să nu existe un motiv întemeiat pentru amânare." "Exact," zise Callahan. "Trebuie să găsim un motiv." "Problema este," continuă el, "că firma de asigurări a amânat plata pentru că nu le miroasea bine. Și nu trebuie să ne gândim mai mult pentru a înțelege de ce. Singurul caz în care o companie de asigurări nu plătește este atunci când ei cred că o cerere este neîntemeiată. Ei cred că această cerere este falsă și nu sunt singurii. Și eu cred la fel." Avocatul nu spunea nimic. Părea foarte grav. Callahan continuă: "Ar fi cam dificil pentru familia Van Dane sau pentru unul dintre membrii ei dacă firma de asigurări ar plăti și apoi s-ar descoperi că a fost o înșelătorie. Cineva s-ar putea trezi la închisoare." "Înțeleg," zise Lane. Își împreună vârfurile degetelor și privi pe fereastră. "Și? Ce idee ai?" întrebă el. Callahan făcu un rotocol de fum și privi plutind prin birou. "Ideea mea este următoarea," zise el. "Scrieți firmei de asigurări astăzi.
Le spuneți că firma Callahan Investigation, care a fost însărcinată să afle ce s-a întâmplat, bănuiește unde sunt bijuteriile. Că în aceste condiții, așteptând un raport ulterior de la domnul Callahan, majorul Van Dane dorește să-și retragă cererea pentru că așa este normal. Avocatul dădu din cap. Nu este o idee deosebit de inteligentă, dar este de bun simț, zise Callahan. Dacă am avea într-adevăr o idee despre locul unde sunt bijuteriile, firesc ar trebui să retragem cererea. În felul acesta nu se nasc suspiciuni. Lane spuse. Cred că ar trebui să discut cu clientul meu despre asta. Nu se poate, zise Callahan. A avut un atac de inimă. Este într-un sanatoriu din Exeter. Nu poate vorbi cu nimeni. Oricum, continuă el, ar fi bine să faceți ce v-am sugerat. Oare? Zise avocatul. De ce? Dacă nu, zise Callahan, mă duc la compania de asigurări și le spun aceeași poveste. În orice caz, cred că este necesar să se blocheze cererea pentru un moment. Lane spuse. Mr. Callahan, bănuiesc că vă dați seama ce vreți să spuneți. Atitudinea dumneavoastră sugerează că cererea inițială prezentată companiei de asigurări a fost o cerere înșelătoare și că clientul meu, fie un membru al familiei sale, știau aceasta. Este o acuzație foarte serioasă. Mie îmi spuneți, zise Callahan. Eu nu sugerez nimic, eu vă spun. Singura ieșire este ideea mea. Trebuie să o faceți fie că vă place sau nu. Dacă nu o faceți, o fac eu în locul dumneavoastră. Nu-mi place atitudinea dumitale, dar cred că ai dreptate, zise avocatul. În condițiile date și deoarece nu pot lua legătura cu majorul imediat, voi face precum spuneți, dar sunt foarte îngrijorat. Callahan expiră încet fumul. Ce vă neliniștește? Întrebă el. Practic, lăsa să se înțeleagă că un membru al familiei Van Dane este implicat în acest furt, domnule Callahan, zise Lane. Și faptul că mi-ați spus că domnișoara Van Dane este cea care v-a anunțat că a discutat cu majorul retragerea cererii, pare să o implice pe ea. Mi se pare greu de crezut. Cred și eu, zise Callahan. Cât despre a sugera că un membru al familiei Van Dane are vreo legătură cu furtul, dumneata ai dreptul să crezi ce vrei. Se ridică și șlo pălăria. Înțeleg că vei scrie acea scrisoare astăzi, zise el. Dacă aș fi în locul dumitale, a scrie acum și aș trimite-o prin curier. Lane spuse. Cred că da, domnule Callahan. Callahan zâmbi. Bună treabă, domnule Lane, spuse el. Apoi plecă. Callahan stătea în sala de așteptare de la Scotland Yard și se gândea la inspectorul Alperton. Era evident că Alperton o să se lase greu și faptul că îl lăsase în sala de așteptare un sfert de oră ca să se calmeze făcea parte din tactică. Alperton avea 38 de ani, privirea ageră, fața rotundă, un arivist. Auzise o mulțime despre Callahan și Callahan Investigation. Se întreba de ce Gringle și alți 2-3 ofițeri mai în vârstă de la Yard vorbeau despre Callahan cu un anume respect. Alperton nu avea nici urmă de respect pentru Callahan. Nu îi plăceau detectivii particulari. Considera că în sistemul juridic englezesc nu este loc pentru detectivii particulari și era gata să-i displacă de la început oricare dintre ei. Spuse, bună dimineața, Callahan. Înțeleg că vrei să-mi spui ceva. Înainte de aceasta, aș vrea să-mi clarific poziția. În felul acesta, o clarificăm și pe-a dumitale. Callahan nu spuse nimic. Se duse spre perete, luă un scaun care se afla acolo, îl aduse înapoi și îl puse exact în fața biroului inspectorului. Se așeză picior peste picior și trase adânc din țigară cu evidentă plăcere. Apoi spuse, îmi place ce aud. Cred că nu e nimic mai grozav decât clarificarea unei opoziții. Așa că dă-i drumul și clarifică, Alperton. Și nu pierde vremea pentru că sunt ocupat. Alperton ridică puțin din sprâncene. Gridley, cu ochii aplecați în bloc notes, rânja. Bine, spuse Alperton. În ceea ce mă privește, poziția mea este următoarea. Am înțeles de la inspectorul șef Gringle că avocații lui Van Dane te-au angajat în acest caz. Este bine. Asta înseamnă că lucrez pentru familie. Callahan îl întrerupse. Am fost angajat și de compania de asigurări, spuse el, așa că lucrez și pentru ei. Și, după cât se pare, lucrez și pentru dumneata. Înțeleg, zise Alperton. Deci, lucrez și pentru Sphere International. Mă surprinde puțin. Nu ți se pare că interesele celor două părți sunt contradictorii? Nu știu, spuse Callahan. Cum adică sunt contradictorii? Familia Van Dane vrea să știe unde sunt bijuteriile și compania de asigurări vrea să știe. Altfel, trebuie să scoată 100.000 de lire.
Și dumneata vrei să știi, pentru că ești plătit pentru asta. Overton roșii puțin și spuse, bănuiesc că n-ai venit aici să-mi spui pentru ce sunt plătit. Îmi imaginez că ai venit să-mi dai niște informații. Te înșeli, spuse Callahan zâmbind angelic. N-am de gând să fac treaba în locul dumitale, Overton, pentru că nu sunt plătit să o fac. Și n-am venit să te ajut, ceea ce ai sperat că voi face. Făcu un rotocol mare de fum. Gurgley spuse, notez și asta? Se uita la Overton. Callahan zise, n-ar trebui să întreb, Gridley. Bineînțeles că nu notez și asta. Nu pot să notezi o parte din ceea ce spun decât dacă notez totul. E clar, nu? Nu este numai clar. Acestea sunt regulile poliției. Chiar și domnul Overton știe asta. Overton se ridică, se duse la fereastră și se întoarse spre Callahan. Spuse supărat, știu totul despre dumneata, Mr. Callahan. Ești cunoscut pentru faptul că le dai lecții ofițerilor de poliție. Aș vrea să spun ceva. I-am spus deja și domnului Gringle. Ar fi bine să-ți spun chiar acum. Și anume, dacă am vreun motiv să cred că mă obstrucționez voit pe mine sau pe un alt ofițer de poliție în exercițiul funcțiunii, am să cer un mandat, zise Callahan. De asemenea, după vechea lege, poți să ceri unul dacă ai motive să crezi că în mod deliberat dau informații greșite sau false unui ofițer. Dar nu poți face asta decât dacă dau eu o declarație. Așa că să fixăm întâi ce fac eu. Scoase un firișor subțire de fum, de tutun și continuă. Fie stau de vorbă cu dumneata, Overton, așa, par o discuție de la suflet la suflet, fără să se noteze ce spun, sau dau o declarație și atunci ne ocupăm de ea și se scrie tot ce spun. Și când suntem gata, vreau să se transcrie imediat, ca să văd dacă este exact ce am spus și semnez declarația. Așa că, ce facem? Overton se întoarse și se uită pe fereastră. Se blestemă în gând. Își dădu seama că-i făcuse jocul lui Callahan pierzându-și firea. După o clipă, plecă de la fereastră și reveni la birou spunând, bine, Callahan, cum vrei. Este o discuție de la suflet la suflet, zâmbi înghețat. Callahan rânji amabil. Pe față îi se întipări în toată splendoarea expresia aceea de supremă franchețe și candoare pe care o arbora când voia să mintă sfruntat. E în regulă, Overton, zise el. Deci, fie că mă crezi sau nu, dar am venit să-ți dau o mână de ajutor. Știu că ai avut ghinion cu acest caz. Știu că n-ai nimic de la care să pleci. Cred că am ceva pentru dumneata. Nu e mult, dar e ceva. Overton, deși nu voia, începu să pară interesat. Spuse, da, m-ar bucura orice informație, Callahan. Făcu o pauză, apoi zise, ai de gând să-mi spui că este o treabă făcută din interior? Nu, zise Callahan. În ciuda faptului că firma de asigurări crede că e ceva în neregulă, eu nu cred că e o treabă făcută din interior. Își aprinse țigara. Se gândea că trebuie să aibă o poveste cu adevărat bună pentru Overton. Începu să-și o imagineze în timp ce își aprindea o altă țigară. Când termină, spuse, la început mi s-a părut că este un caz suspect. Am crezut, așa cum mai crede și dumneata și oricine altcineva, că totul indică implicarea în furt a unei persoane de la Margrove Manor. Am crezut așa până când am dat de Rupi Fellner. Overton spuse, cine dracu e Rupi Fellner? A lucrat pentru Gabby Ventura. Ar trebui să-i cer dosarul. E un scump. Multă vreme a fost portar la clubul Baxter's, zise Callahan. Fellner și-a găsit o slujbă la o vilă la nici 20 de mile de Margrove. Lucrează pentru un tip pe care îl cheamă Blaze. Am niște bănuieli în privința acestui Blaze. Cred că acest Blaze este un șmecher și cred că ar fi putut să spună o grămadă despre furtul Van Dane. Ar fi putut? Întrebă polițistul. De ce ar fi putut? Pentru că nu cred că ai să-l mai prinzi, zise Callahan. Dacă te duci după el, ceea ce cred că ar trebui să faci, hai să vezi că a șters-o. Overton își notă. Unde îl găsesc pe acest Blaze? Callahan întrebă el. Părea din ce în ce mai prietenos. Îl găsești într-un loc numit Yard Arm. Un fel de motel între Totnes și Plymouth, răspunse Callahan. Locuiește într-o viluță în spatele lui Yardarm cu Rupi Fellner ca servitor. Cred că dacă trimiți pe cineva acolo, poimine, s-ar putea să-l prinzi pe Rupi. Nu cred că îl vei prinde și pe Blaze. Am supravegheat locul și cred că se pregătea să o șteargă. Overton spuse cu admirație plină de reproș în voce. Nu prea îți pierzi vremea, Callahan. Mai este ceva? Callahan se ridică. Nimic altceva, zise el. M-am gândit că informația asta e mai bună decât nimic.
Sunt mulțumit de orice informație în această treabă afurisită, zise Alperton. Mă bucur că ți-am fost de folos, zise Callahan. Îi zâmbi lui Alperton, îl salută pe Gridley, își luă pălăria și plecă. Alperton își aprinse o țigară și spuse Gridley. Care naiba este jocul lui Callahan? Crezi că a venit aici doar ca să-mi dea această informație? Gridley ridică din umeri. Nu știu, spuse el, dar ceva știu sigur. Callahan este prea inteligent pentru a da o informație care nu este în regulă. Și apoi continuă el. N-a stricat să dea cineva o raită pe la spelunca de la Yardarm. Poate că nu, zise Alperton. Ar fi bine să te duci tu. Ar fi bine să te duci acolo mâine seară. Poate că până poimine se întoarce Rupi. Vezi ce poți să scoți de la el. Dar ai grijă. Dacă are cazier, s-ar putea să încerce să facă pe deșteptul. Și deocamdată nu-l putem acuza de nimic. Gridley zise. Mi-amintesc de Rupi Fellner. A fost de două ori arestat pentru droguri și o dată pentru tăinuire. Făcea pe cărăușul drogurilor de la unul la altul. Adu-i cazierul, zise Alperton. Oricum, o strică să vorbești cu el. Gridley zâmbi. Da, nici mult bine nu cred că o să facă, zise el. Cu Rupi nu se putea vorbi decât într-un singur fel, sub amenințarea unui plumb. Totuși, merită să încerc. Callahan se duse la Premier Lounge pe Albemarle Street, comandă o salată și un whisky dublu, în timp ce mânca se gândea la Alperton și la ce va face Alperton. Probabil inspectorul va trimite pe cineva în Devonshire, dar numai peste o zi sau două. Callahan se hotărâse deja că, în momentul în care va sosi emisarului Alperton, ambii indivizi o vor fi șterso, după care detectivul va face cercetări în împrejurimi. Va descoperi că existaseră într-adevăr un William Blaze și un Rupi Fellner la Yardarm. Odată acest fapt stabilit, Alperton va începe să creadă teoria pe care i-a vândut-o Callahan, anume că afacerea Van Dane nu fusese o treabă din interior, ci o treabă deștept concepută din afară, făcută de cineva care fusese destul de șmecher și aflase combinația safe-ului într-un fel oarecare, și avea și destul experiență pentru a putea intra la Margrow fără a lăsa urme peste tot. Mai comandă un whisky dublu, îl bău, plăti și-a prinse o țigară și ieși în stradă. O luă pe Albemarle Street, intră în cabina telefonică de la colțul cu Hay Hill și sună la clubul Ventura. Îl ceru pe Mr. Ventura. După o clipă sau două, îl auzi pe Gabi. Callahan îi spuse, Gabi, eu sunt Callahan, îți voi face un serviciu. Am fost pe la Scotland Yard în dimineața asta. Mi-a telefonat un inspector pe nume Alperton și m-a chemat. Știa că fusesem la Margrow. Alperton ăsta e cam nătărău. A vorbit mai mult decât trebuie. Ventura spuse. Zău? Și? Ce mă interesează pe mine ce a spus el? Callahan zâmbi. Hai să vezi, spuse el. Se pare că au un pont despre Rupi Fellner. Știi? Bătăușul care lucra pentru tine. Lucrează pe undeva pe lângă Margrow. Alperton i-a verificat cazierul lui Rupi și nu-i place. Cred că ar putea să-l agațe. Nu ți-ar conveni, nu? Urmă o pauză, apoi Ventura spuse. Nu știu dacă m-ar deranja. Callahan spuse. Nu minți, îți fac un serviciu. Telefoneze lui Rupi și spune-i să o șteargă cât mai repede, înainte să ajungă ei acolo și să-l ia în primire. La revedere, Gabi. Închise telefonul. Rămase un moment lângă cabina telefonică, gândindu-se la următorul pas. Apoi aprinse o țigară și o luă către Empire Cables Office din Piccadilly. Îi luă câteva minute ca să trimită următoarea telegramă. Harvey Soames, adresa Investigate Cape Town. Trimite urgent informații despre William Blaze. Probabil folosea acest nume anul trecut. Verifică rapoartele locale. Verifică districtul Malmesbury. Stop. 1,80 m, ochi albaștri, păr negru ondulat, bine făcut, ușoară cicatrice după urechea stângă. Poate fi semn. Verifică povestea familiei. Răspuns la Margrow Manor, gara Devonshire. Cât mai repede. Toate bune. Callahan. Scrise pe telegramă urgență, o transmise și se întoarse la birou.